Iubiții mei, suntem live așa cum v-am promis. În primul rând, la mulți ani. Sunt cu cel mai bun prieten al meu, domnul doctor Argeșanu, care a venit să mă viziteze în Florida. Și suntem super încântați să vorbim cu voi. Știu că poate ați avut o noapte tumultoasă și ați sărbătorit, dar dacă sunteți cu noi, să ne dați un semnal că știm că suntem bine live și ne vedeți. Așa că așteptăm să ne scrieți. Am găsit o temă, nu eu, domnul Argeșanu, am găsit o temă extraordinară. Cum să devii creatorul proprietății vești și să nu lași viața să te conducă. Și am să las pe el să vă spună mai bine cum a formulat tema asta, pentru că este absolut genială. Și el este genial și de asta îl iubesc și mulțumesc că este invitatul meu. Sunt foarte onorată să-l am cu mine aici în Florida. Și vrem să lucrăm la un proiect extraordinar amândoi, să sperăm că reușim. Așa că îl las pe Dragoș să vă spună cum s-a gândit el la tema asta. Și de aici noi o să pornim o conversație, o să luăm și întrebările voastre. Vă rugăm să ne scrieți de preocupările voastre, dacă aveți să întrebați ceva pe Dragoș sau pe mine. Suntem aici cu mare bucurie la început de an pentru voi și vă dorim ca 2021 să fie un an din cele mai bune care l-ați avut vreodată, prospere și înainte de toate cu sănătate. Am să las pe Dragoș să vă vorbească despre tema de azi. Salut, Carmen! Mă bucur să fiu aici cu tine încă o dată. Mă gândeam că, știi, poți să fii fericit, dar și mulțumit, eu știu, și realizat cumva în viața ta, dar nu e complet dacă cei din jurul tău nu sunt încă și ei pe o cale și, eu știu, pe o împlinire pe care și-o doresc. Și cum nu poți să fii fericit singur și la un moment dat e frumos să ai grijă și de ceilalți, ne-am gândit la tema asta, tocmai pentru că e întâi și pentru că începe anul ăsta. Și ne-am gândit cum putem face ca pe toți cei care ne urmăriți să vă ajutăm să vă îndrumăm, să vă aveți un 2024 așa cum vă doriți și cum e mai bine pentru voi. Și înainte să începem cum, vreau să vă explic că nu poți să fii bine când cei din jurul tău nu sunt la rândul lor bine. Și pentru a fi bine trebuie să înveți binele. Oamenii nu știu binele, nu știu ce înseamnă să fii bine. Ne-am obișnuit cu rău, ne-am obișnuit cu lipsuri, ne-am obișnuit cu, eu știu, cu frustrări, ne-am obișnuit cu nemulțumiri, ne-am obișnuit cu tot ce ne macină pe noi înăuntru. Cu sărăcia, cu boala. Cu sărăcia și cu boala. Cu moartea, cu neînțelegerile, cu certurile, cu divorțurile. Cu tot ce înseamnă cu negativitate, cu ura între noi. Credem că ăsta e firescul existenței. Pentru că, mă rog, așa am crescut, în societatea asta am crescut și ajungem să ne arătăm nemulțumirile pe stradă și în realitate nu înțelegem că nu acolo se arată nemulțumirile, căci că prima oară trebuie să rezolvăm nemulțumirile astea în noi și nu pe stradă. Să știți că strada nu rezolvă lucrurile, ci numai din tine poți să rezolvi lucrurile. Așa că dacă eu sunt bine, tu ești bine, celălalt e bine, nu poate să fie decât bine pentru toată lumea. Și atunci ne-am gândit la următorul lucru, să vă învățăm așa un pic practic ce înseamnă să-ți aranjezi un an. După o noapte așa mai cu sau mai puțin chef, trebuie să vă gândiți că anul care vine este așa ca un tunel, care nu știți nici unde duce, nici pe unde, nici ce va duce. Nu știm. Asta este frumusețea vieții, că este întotdeauna surprinzătoare. Asta este partea frumoasă a vieții, că e surprinzătoare. Dar în surprizele astea pe care ni le conferă viața, putem să facem și lucruri care să ne fie de folos și să ne împlinim propriile noastre visuri, propriile noastre dorințe, să ne împlinim propriile noastre ideale. Să știți că primul pas este să înțeleg că Universul nu știe de glumă. Și trebuie să încetăm prin a glumi prost.
că nu suntem bine, că ne ia, că ne face, că ne drege. Nu. Universul nu știe. Să zic că cuvântul, care înseamnă exprimarea în plan material unui gând, are capacitatea de a crea. Și oamenii nu dau importanță cuvintelor. M-am uitat peste tot. Doamne, și sunt... Deci nu suntem capabili să înțelegem că orice lucru pe care îl rostim, pe lângă faptul că pierde din sufletul nostru și îl pierde prost, mai creează și lucruri negative. Și atunci, învățați să folosiți cuvintele frumos, corect, benefic pentru voi. Asta este, cred că, primul sfat pe care pot să vi-l dau. Aveți grijă la cuvintele voastre, pentru că cuvintele voastre vă creează viața. Cuvintele voastre vă creează sănătatea, cuvintele voastre creează bogăția sau sărăcia sau boala sau sănătatea. Deci, dacă spune sunt bolnav, nu o să fiți niciodată sănătoși. Dacă spune sunt sărac, nu o să fiți niciodată, mă rog, nu bogați neapărat, că nu ăsta e sensul. Dar să aveți o abundență în viața voastră care să vă permită absolut orice. Și atunci, gândiți-vă că orice cuvânt pe care îl rostiți la timpul prezent devine prezent și în viitor. Și atunci, uitați să folosiți elemente negative în momentul în care vorbiți de prezent. Pentru că e preferabil să spun sunt bine, pentru că Universul recunoaște treaba asta și vei fi bine. Spuneți că sunteți sănătoși, chiar dacă nu este așa, pentru că Universul vă conduce către propria sănătate. Spuneți lucrurile pe care le doriți și pe care le doriți să le aveți, ca și cum ar fi acum aici, pentru că ele vor fi manifestate de Univers, pentru că, vă respect, Universul nu știe de glumă nici în bine, nici în rău. Deci dacă spun sunt bogat, vei fi bogat. Dacă spun sunt sărac, o să rămâi sărac. Cu alte cuvinte, noi suntem o reflexie a ceea ce vorbim. Se spune că ce gândești devii, dar ce vorbești devii, așa cum ești rezultatul a ceea ce mănânci. Deci toate acțiunile noastre se reflectă în proiectarea realității pe care o trăim, dar în special vorbele. Vorbele au putere. Vorbele vă definesc existența. Vorbele de multe ori vin, Dragoș, din emoții negative, din trăiri de suferință, din perioade dificile pe care nu le-am procesat. Și atunci când ne exprimăm negativ, înseamnă că am fost suferinți, că am fost afectați, că ceva ne-a rănit, că ceva nu ne merge bine. Marea artă este să spargem emoțiile negative, să trecem de la granița negativității spre cea care proiectează binele. Și atunci viața noastră se schimbă. Că atâta timp cât stai în energia negativă și continui să spui că ești nefericit, continui să fii nefericit. În ziua în care zici, nu mai sunt nefericit, am hotărât, e 2024, vreau să fiu cel mai fericit din lume. Dintr-o dată, percepția și proiecția existenței devine 180 de grade în favoarea voastră. V-am zis de un lucru. Cuvântul. Aveți grijă ce vorbiți, aveți grijă ce gândiți. Emiteți pozitiv. Și o să vedeți că se întâmplă. Cu răbdare se întâmplă. Se spune așa, dezvăluiți lui Dumnezeu calea ta, calea voastră și Dumnezeu o va împlini. Adică aveți încredere în Dumnezeu și spuneți-i și cu voce tare. Noi, vreau să vă spun ceva, mi s-a spus că e păcat să te rogi cu voce tare. Este absolut greșit să nu te rogi cu voce tare, pentru că cuvântul este manifestarea în plan material al gândului. Deci trece de niște etape. E mai întâi gândul, după aia cuvântul și după aia proiectul și după aia realizarea. Deci, spuneți lui Dumnezeu cu voce tare ce vă doriți. Pentru că să știți că Dumnezeu este un tip foarte bun. Și are foarte mult bun simț. El nu o să caute prin gândurile voastre, nu o să caute prin sufletele voastre să vadă ce vă doriți sau ce gândiți. Și atunci lui trebuie să-i spuneți cu voce tare ce vă doriți. Îmi doresc asta. E bine, nu e bine, arată-mi dacă e bine sau nu e bine și atunci o să înțelegeți singur dacă e bine sau nu e bine să vă doriți un lucru. Dezvăluiți lui Dumnezeu. Deci, primul pas este să folosesc cuvântul, doar să-i dezvăluiți lui Dumnezeu ce îmi doresc de la lumea asta, de la viața asta, din anul ăsta. Bine, cu bun simț, că eu nu mai pot să fiu. Și aici vreau să te completez. Este 2024, prima zi. Luați o hârtie albă și un creion și scrieți-vă dorințele.
cum ați vrea voi să fie viața voastră în 2024? Ce vă doriți? Care sunt visele? Care sunt aspirațiile? Care sunt neîmplinirile care vor să dispară? Unde vreți să ajungeți? Unde vă vedeți pe parcursul acestui an? Scrieți frumos, scrisul rămâne și scrisul are putere exact cum au și cuvintele. De asta sunt cărțile atât de valoroase. Deci scrieți-vă dorințele, pliați această hârtie, de preferință cu o ață albă, cu o fundiță albă, cu ceva, pliați-o frumos cu iubire. Și puneți-o undeva într-un loc, puneți lângă ea dacă vreți să aprindeți o lumânare albă, totul să fie alb, totul să fie pur, totul să fie cu o nouă intenție pozitivă. Și o să vedeți că lucrurile alea care voi le-ați scris pe parcursul anului, divinitatea vă ajută să le transformați în realitate. Și vreau să citesc celor care ne ascultă, Dragoș, apropo de relația noastră cu oamenii, apropo că de multe ori suntem mințiți, înșelați în relațiile umane. Vă spun ceva care nu mă aparține mie, mă aparține lui Mama Teresa, care spune: oamenii sunt egoiști, oamenii sunt de multe ori narcisiști, interesează doar de ei. Dar iartă-i oricum, la început de an iartă pe toată lumea care n-a fost drept cu tine. Chiar dacă n-au fost buni, chiar dacă te-au invidiat, chiar dacă te-au acuzat pe nedrept. Dacă vrei să fii fericit, fii fericit oricum în interiorul tău, pentru că fericirea este starea ta de suflet. Fă bine, fă bine este cel mai mare lucru care poți să-l faci pe pământul ăsta. Și spusele lui Madre Teresa spune: la sfârșit nu e relația ta cu oamenii din jur, este relația ta cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este ăla care te călăuzește și totul este în viața asta între tine și Dumnezeu. Deci iată că să nu uităm vorbele astea, care sunt atât de adevărate, n-au o conotație religioasă, ci au un adevăr profund. Că Dumnezeirea asta care există în noi face minuni, ne schimbă pe noi, ne face mai buni, ne face mai luminoși, ne face mai longeviv, ne dă abundență, ne dă tot ce ne dorim. Totul este posibil pentru fiecare din voi. Și știu că fiecare din voi poate aveți neîmplinirile voastre și aveți suferințele voastre și aveți încercările voastre și confruntările voastre. Dar important este ca la început de an să vedeți dincolo de ele. Exact așa cum vă spune Dragoș, fiți atenți la vorbele care le spuneți și acum și pe parcursul anului, pentru că ele devin realitatea voastră fizică. Că tot pomenea Carmen de lumânare. Imaginați-vă că anul ăsta 2024 e un tunel, un tunel de întuneric, nu știm nimic despre ea. Și atunci, acum cât suntem împreună, puteți foarte bine să aprindeți o lumânare 3, 9, 10, n-are importanță. Evident, cu cât mai mult, cu atât mai bine, pentru că fiecare lumânare aduce energia ei, puterea ei și, să spun eu, face parte din energia și jertfa pe care o dați voi pentru dorința voastră, pentru gândul vostru. Ei, și aprinde această lumânare cu intenția să vă lumineze calea voastră spirituală. Calea voastră spirituală, să știți că e un lucru pe care oamenii nu înțeleg, și anume că fac o mare diferență între calea spirituală și calea materială. Nu există, să știți că sărăcia nu este o parte bună a spiritului. Ceea ce n-au înțeles oamenii este că unde e sărăcie și murdărie, nu e spiritualitate. Spiritualitatea înseamnă curățenie. Spiritualitatea înseamnă bine. Spiritualitatea înseamnă, eu știu, vreau să spun că normalitatea, și nu suntem acolo, normalitatea e un hotel de 5 stele. Câți dintre noi își permit să meargă la un hotel de 5 stele să stea acolo, fără să-și aibă grijă zilei de mâine? Aia e normalitatea. Normalitatea spirituală. Adică eu trebuie să ajung la nivelul spiritual la care să-mi permit să stau la un hotel de 5 stele, fără să mă uit câți bani am nevoie să mănânc. Gândiți-vă că noi nu suntem acolo. Normalitatea, cu alte cuvinte, este să nu fii dominat de bani. Banul să nu dicteze existența ta. Dar este firescul. Banul este firescul. În momentul în care eu ajung la un anumit nivel și îmi refuz anumite lucruri materiale, înseamnă că nu mă iubesc suficient. Dacă doresc mai mult decât merit, asta înseamnă ego și înseamnă nevoia de material și nevoia de aia. Firescul este momentul în care sunt în locul în care sunt din punct de vedere material. Pentru că ăla este locul meu, să mă potrivesc cu locul în care sunt. Și trebuie să creștem din punct de vedere spiritual, iar partea, să știți că
partea spirituală este în strânsă legătură cu partea materială. De ce? Nu poți să ai o școală bună fără bani. Nu poți să ai o biserică fără bani. Nu poți să ai o icoană frumoasă fără bani. Nu poți să ai absolut nimic fără bani. Deci totul este în strâns, este o legătură strânsă între lumea spirituală și lumea materială. Din păcate, oamenii pun mai presus lumea materială. Ok, n-am nimic nici din punctul ăsta de vedere. Dar, în perspectivă, cele două lumi, lumea materială și spirituală, trebuie să unească, pentru că acolo ești, de-abia atunci ești în locul în care trebuie să fii tu. Deci, aprind lumânarea pentru anul nou viitor. Îmi aprind lumânarea, de ce? Pentru că eu dau lumină căii mele spirituale în anul viitor. Eu când vorbesc de spor în toate cele bune, mă refer de spor din toate punctele de vedere, și din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual. Să știți că bogăția nu e un păcat și sărăcia nu e o virtute. Să știți că am descoperit mai multe frustrări la oamenii săraci decât la oamenii bogați, pentru că am cunoscut o grămadă. Problema omului sărac este că el are impresia că este ok acolo unde este, că e bine, și are impresia că în cercul ăla în care se învârte el, aia este realitatea și binele. Nu e adevărat. Binele nu este nici într-o parte, nici într-o parte. Binele este pentru fiecare. Dar oamenii sunt, că aici vreau să te pun la o încercare, oamenii sunt, cum să spun eu, indoctrinați așa de mici, că e suficient să ai doar un job oricare ar fi, o căsuță acolo oricare ar fi, că nu trebuie să aspiri mai mult, că nu trebuie să ai bogăție, pentru că bogăția, banul este lucrul dracului și să te mulțumești cu cât de puțin, numai să supraviețuiești. Este convingerea asta, așa mi se pare mie. Cel puțin cât trăiam în România, vedeam convingerile astea în jurul meu. Dar când am venit aici, am văzut că este această goană după bani. Și că trăim într-o societate, cum e de exemplu societatea americană și alte societăți în lume, unde banul își pune cuvântul. Și aici am o altă încercare. Cum ne explicăm că toți oamenii ăștia super bogați, bogătașii lumii, nu sunt super generoși, țin totul pentru ei, înțelegi? Ei la un moment dat devin extrem de narcisiști, negativi în intențiile lor. Deci lumea n-ar trebui să fie conduși de oameni din ăștia care, după mine, nu sunt spirituali, ci ar trebui să fie conduși de oameni cum a fost Hristos. De ce a fost singur Hristos și nu s-a mai găsit nimeni să fie ca el? Ca să fie bun, să-ți dea și haina de pe el, care n-a avut o casă, n-a avut o școală, n-a avut nimic, dar a fost un mentor al omenirii. Unde mai apare un mentor din ăsta, Dragoș? Și când? Cred că oamenii au nevoie să înțeleagă. Și cred că există o lecție și a sărăciei și a bogăției. Cred că lecția sărăciei este să-ți dai seama că ai nevoie de bani ca să faci niște lucruri. Nu poți să editezi o carte dacă n-ai bani, nu poți să scrii dacă nu te stai acasă, nu poți, dacă muncești nu mai poți să faci aia, nu? Nu poți să faci o grămadă de lucruri, da? Ei, dar și bogăția e o lecție, pentru că lecția bogatului e un pic mai grea, pentru că în momentul în care ajungi în spital și ai bani, îți dai seama de valoarea banilor, că n-au. De-abia atunci, în preajma morții, a bolii, a nefericirilor, îți dai seama că de fapt banul este atât, nu are valoarea aia pe care o dădeai tu. Dar eu cred că există un echilibru între cele două. Și anume, eu cred că cea mai bună soluție este să te consideri administratorul banilor tăi. Și când ești administratorul banilor tăi și te strădui să faci voia lui Dumnezeu, știi foarte bine unde să dai bani și unde nu. Pentru că nu sunt de acord nici cu principiul ăsta socialist, că dacă unul e bogat trebuie să dea și la alții. Nu, asta e o gândire de sărac. Adică săracii gândesc așa, că dacă cineva are trebuie să le dea și lor. Nu e corect. De ce? Pentru că omul, indiferent ce a făcut el, a făcut ceva pentru banii aia, că a făcut rele, că a făcut bune, domnule, a câștigat banii aia. Nu este obligat să-i dea unul care vrea să lucreze 6 ore și să stea în weekend să nu facă nimic. Nu. Deci, asta este o gândire socialistă, dar nu e corectă. De ce? Pentru că se pune problema de efort personal. Efortul personal. Până și cei care moștenesc averi, să știți că au făcut un efort, că nu degeaba s-au născut niște oameni bogați, adică există un drept divin. Există un drept divin în bani și s-au născut din familiile alea bogate pentru că au acest drept. Deci,
până și ăia care se nasc bogați au dreptul ăla să fie bogați. Dar modul cum percepi bogăția e problema lor. Eu nu zic, da, poți să ajuți oameni, poți să ajuți oameni prin, eu știu, instrumente de caritate, poți să ajuți. Aia este la libertatea ta de a alege, dar nu e obligație. De ce? De exemplu, eu sunt pe principiu că prefer să ajut un om care, în perspectivă, învață să ajungă, să ajute pe el însuși și apoi pe alții, decât să dau unea care nu, mă rog, nu se schimbă deloc și rămâne în același loc. Deși știu că există o obligativitate și față de oamenii care au capacități mai puțin intelectuale să înțeleagă anumite lucruri. Bun, ideea este în felul următor. Am aprins o lumânare pe calea mea, care înseamnă orice. Nu uitați, avem un înger păzitor. Îngerul ăsta păzitor este cel care este lângă voi tot timpul. Să știți că eu îi datorez foarte multe îngerului meu păzitor și de fiecare dată. Și de multe ori când am luat o decizie, poate că a părut absolut dementă pentru cei din jurul meu, adică mi-am luat mașină fără să am carnet, adică chestii de genul ăsta. Și a stat în garaj până mi-am luat carnet și m-a pus îngerul ăsta păzitor să ia foarte persuasiv al meu. Ei, el are nevoie de putere. Puterea i-o dați voi. De fapt, puterea îngerului vostru păzitor e dată de Dumnezeu prin intermediul vostru. Pentru rugăciunea voastră, pentru postul vostru, pentru... Acum, oricum, după ce ați mâncat de revenire, mai bine țineți post astăzi. Să mai eliminați din sarmale și din grătare și de mai știu eu ce. Țineți minte, din perspectiva mea, eu vă spun așa, că am unul care le-am făcut pe toate, deci un post negru de o zi e mai important decât o săptămână, da, de post de la, cum să spun eu, cu de toate și cu cârnați de soia și cu chiftele de soia și mai știu eu ce, în care te îmbui cu de toate. De ce? Capacitatea de a transforma, de a produce aur spiritual într-o zi de post negru este mai mare. Și asta dă putere planului vostru, vă putere îngerului vostru păzitor. Vreau să vă spun ceva, am auzit toată, chiar îmi pare rău că nu are ținut numele, era un speaker de ăsta motivațional care spunea o chestie foarte interesantă și care mă gândesc de mult. Dacă nu ai atins idealul tău, dacă nu ai obținut ceea ce ți-ai dorit, înseamnă că nu ai plătit destul. Și, păi, ce trebuie să plătești, frate? Mă gândeam, ce trebuie să plătești? Orice. Răspunsul este orice. Orice înseamnă efort, orice înseamnă rugăciune, orice înseamnă post, orice înseamnă sport, pot să mă antrenez pentru idealul meu. Îmi pun corpul să produc o energie și energia aia o transmit către idealul meu, către dorința mea, către... Știți, apropo de My Angels, am auzit tot felul de comentarii cu ce aia să trimiți înger virtual, ce prostie asta, că nu mai... Mă rog, haideți să vă explic cum am ajuns la concluzia realității jocurilor virtuale. Eu sunt pilot și mă antrenam pentru pilotaj, da? Și am un simulator acasă. Și făceam diverse circuite. Dom'le, și mă trezesc la un moment dat, nu intrăm în amănunte aici, dragon și altele, mă trezesc la un moment dat cu o energie de aia nasoală venită pe mine. Și zic, bă, tu de unde ai venit? Mă rog, entitatea respectivă. Și păi de pe circuit. Care circuit ăsta la care te joci? Deci jocurile video sunt atât de fidele încât în momentul în care eu mă conectez la un circuit și mă dau cu mașina pe circuitul respectiv, mă încar cu energia circuitului respectiv, care e plin munți, care e plin... Ei, am înțeles că până și jucându-te pe jocuri de-astea virtuale, poți să accesezi energia locurilor respective. Și atunci, când a venit... Vreau să arăt cartea ta. Uite, da. Vreau să găsesc, nu cumva să uit. Deci asta e ultima carte a lui Dragoș. Da. Unde se găsește, Dragoș? Cred că o găsiți pe site, la editura. Apropo de îngerii voștri spirituali, să ne scrieți pe chat ce îngeri aveți voi spirituali. Că fiecare are undeva ajutorul ăsta spiritual. Cine vă ajută? Pe cine simțiți în jurul vostru? Și cred că Dragoș aici descrie tot felul de îngeri, da, nu? Am toate experiențele cu îngeri și... Da, este absolut superb. Și vă mai arăt o carte a lui Dragoș care mi-a dus-o aici, care se referă la atacurile astea energetice. Da, asta e mai veche. Dar e genială.
Și chiar după ce termin povestea, că eu te-am întrebat, te rup și îmi cer iertare, să ne spui și nouă cum ne protejăm de aceste atacuri energetice, pentru că este extrem de important să știm. O să vorbim și despre asta un pic. Și în momentul în care am observat că jocul ăla virtual era GT-ul, deci Gran Turismo, deci jocul de, pe simulator. Și am observat că are o conotație spirituală. Când a venit la mine Sorin Marinescu cu My Angels, mi-am dat seama de valoarea lui. Și anume că prin intermediul unei platforme, unui joc, că e un joc până la urmă și My Angels, o platformă, putem să conectăm la îngeri. Și, cel mai important, să ne ajutăm unii pe alții. Pentru că vreau să vă spun ceva. Întotdeauna, când e vorba de visuri mari, când e vorba de lucruri care sunt importante, nu poți singur. Și ai nevoie de niște oameni care să te ajute și te susțină. Mai și emoțional să te ajute. Adică simplu fapt că se gândesc la tine și că îți transmit un gând bun. Simplu fapt că le spui, uite, ăsta e planul meu și ce părere ai despre asta, înseamnă enorm. Întotdeauna două suflete înseamnă cu mult mai mult decât unul. Cu atât mai mult, mai multe suflete care sunt, în asentimentul dorințelor tale și visurilor tale. De asta e important să învățați să vă folosiți de orice instrument ca să vă atingeți idealurile și visurile voastre. Nu vă așteptați să vă dea cineva din cer ceea ce vă doriți. Că nu se poate. Eu trebuie să învăț cum să-mi ating idealul. Prin Reiki încep doar prin... Îmi stabilesc idealul. Vreau să fiu scriitor. Da? Și deja pot să trimit lumină către idealul ăla de a fi scriitor, că să fac exerciții de vizualizare că sunt scriitor, că eu știu că scriu autografe, că îmi public cartea, că orice vă doriți voi, că sunteți campion de atletism, că sunteți campion de tenis, că sunteți campion de not, orice vă doriți, este posibil, bineînțeles, cu un bun simț, la 50 de ani nu mai pot să fiu campion de not, poate la grupa de vârstă de pensionari. Orice se poate, la orice vârstă. Pensionar, dar ok, acolo, la grupa de vârstă, la mine. Adică, noi trebuie să avem acest bun simț să înțelegem, băi, pot să ajung acolo, da. De exemplu, am 55 de ani și mă gândesc, vreau să mă urc pe Everest. E posibil? Mă duc și bag Google. Care este cel mai bătrân om care a ajuns pe Everest? Și o să vezi că are 80 de ani. Deci pot? Da, tu nu mai pot. Cu antrenamente, cu la. Da, se poate. Adică mă duc și văd. Pot să mai fac scuba, pot să mai fac de-astea grele, nu povești nemuritoare. Una e să mergi la pescuit și alta e să faci, eu știu, scuba de mare adâncime. Adică pot să-mi îndeplinesc absolut orice vis în niște limite ale bunului simț. E clar că la 50 de ani nu mai pot să fac nu știu ce, dar psihanalista mea spunea că cu vârsta... Dar vezi că noi suntem programați. Noi suntem programați să credem că noi îmbătrânim la 80 de ani, că noi la 100 de ani toți suntem morți. Așa suntem programați. Avem o idee. Dar programele noastre sunt greșite. Eu cred că noi trebuie să reprogramăm creierul nostru și să începem să gândim, dar putem să trăim 150 de ani, să putem să trăim bine. Și se va ajunge acolo. 900. Se trăia odată. Abraham a avut copii la 800 de ani. Deci se poate. Și atunci 50 ești copil la 50 de ani. Sunt da, ești deja. Un bebeluș la 50 de ani dacă gândești că treci 200. Și că orice se poate la orice vârstă și că oricât de rău bolnav ai fi, de fapt te poți vindeca. Eu am văzut oameni în ultimul stadiu de cancer sau în care doctorii nu dădeau nicio șansă, care și-au revenit. Am o colegă la Casa Stahei azi de publicație care era, se aștepta să moară într-o secundă, s-a sculat din pat, a plecat din spital și au trecut 20 de ani de atunci și e bine, mersi. Deci sunt, de asta vorbim de miracolul Dumnezeu, dar miracolul ăsta există în noi, eu așa cred. Există forța asta noastră, în conexiunea noastră cu forța divină, poate să facă orice minune posibilă. Iar părerea mea este că noi trebuie să ne schimbăm programele. Suntem la început de 2024, hai să ne schimbăm programul mental în care credem
că suntem bătrâni la 70 de ani sau la 80 de ani și să ne decalăm puțin programul. Și să-l mai împingem vreo 40 de ani în viitor, de ce nu? Că acolo merge omenirea, dragoste. Părerea mea că acolo merge spre longevitate și dacă vorbim de 2024, anul ăsta și următorii 10, se vor descoperi niște lucruri atât de incredibile în domeniul medical, care pur și simplu pot să inverseze bolile, pot să te schimbe. Vezi că asta, plastia asta, operațiile plastice ajunge din oameni care erau cu 1000 de deficite fizice, au ajuns să fie cei mai frumoși. Deci se poate asta. Asta e pe exterior, că se întinde pielea, se taie, se adaugă. Dar hai să facem asta și în interiorul omului. Să schimbăm tot ce nu merge prin celule stem cell, prin tot felul de altfel de influențe, pe laser, prin lumină, prin terapii naturiste. Organismul se poate întoarce, nu trebuie să sufere deteriorarea timpului neapărat. Asta este, pe pământ suntem în luptă cu timpul. De-aia în fiecare, ce an e? Ce an? Cât e anul ăsta? Dar ce înseamnă? E timpul, bătălia noastră cu timpul. Dacă noi oamenii putem să avem o bătălie bună cu timpul și să învingem timpul, măcar pentru un timp, nu? Da. Da. Suntem, cum să spun, învingătorii existenței. Și eu am mare admirație pentru tine, tu ai scris enorm de multe cărți și Dragoș a venit la mine cu un proiect. Să facem o enciclopedia spiritualității și vrem să o facem. O carte uriașă cu tot ce înseamnă, tot ce... Spune tu mai mult așa, că nu dezvălui un program, dar așa o idee minunată care am pus-o în proiect la început de an și a vrea să o facem realitate cu voință, cu muncă, cu strădanie, cu efort. Să facem ceva apropo de a exista pentru cei din jur, apropo de a duce cunoștințele tale și a le pune la îndemâna tuturor. Deci tu ai enorm de multă experiență în domeniul medical. Tu ești doctor, tu ești scriitor. Carmen, și tu ai multă experiență în domeniul ăsta, tot ce înseamnă om. Și tot proiectul pleacă de la om. De la om. Da, eu și amândoi avem niște ani aici petrecuți, nu spunem câți că nu contează. În slujba oamenilor. Că nu contează. Și am acumulat. Da, să fie niște... cât mai mult. O cunoaștere. Și atunci ne-am gândit să o punem la un loc și să scoatem o enciclopedie a spiritului, să vedem cum și când o să iasă. Ideea genială aparține lui Dragoș, nu mie. Trebuie să-i dau tot creditul din lume. O listă atât de completă a tot ce poate să însemne, de la conceptul de pământ, dumnezeire, ingeri, suflet, relația noastră cu tot ce ne înconjoară, cine suntem noi de fapt, ce sunt extraterestri, adică tot ce, fiecare întrebare care le avem fiecare din noi, pe toate Dragoș le-a pus împreună, așa că e foarte multă muncă, dar mi se pare un proiect, mie mi se pare un proiect absolut extraordinar prin complexitatea lui, prin profunzimea lui. Adevărul da. E că am avut inspirația. Deja se împlinesc 20 de ani de când predau și de când țin cursuri și conferințe și am păstrat întrebările respective, am păstrat temele și întrebările voastre, bineînțeles. Și când am ajuns la câteva mii, ne-am gândit că ar fi o foarte bună soluție să ca această carte să prindă viață și ne-am gândit să unim experiențele noastre și a lui Carmen, care și ea are o experiență în spate cu tot ce înseamnă om, viață, cuplu, suflet, terapie și toate astea și să dăm naștere acestui proiect care o să dureze ceva timp. Dar avem nevoie și de participarea voastră. De ce? Că proiectul ăsta este pentru voi, vine de la voi, deci prin tot ce a lucrat Dragoș și eu de-a lungul atâția ani, în colaborare cu voi, noi am învățat ceva, de-ai dreptate. La, absolut. Învățăturile noastre vin din experiența directă cu voi. Și orice întrebare care ați avea o sau orice gând care l-ați avea, puteți să ne-l adresați pentru că noi o să-l folosim.
O să-l folosim de la voi și o să vă dăm întrebarea, vă dăm și scris și apare și în carte. Deci iată că participarea voastră este esențială ca această carte să devină într-adevăr ce ne dorim noi să devină, o întreagă enciclopedie. Că nu s-a mai scris așa ceva, s-a scris pe bucățele. S-a scris despre îngeri, s-a scris despre karmă, s-a scris despre relații, dar despre totul împreună nimeni n-a compilat toate aceste informații să le dea o altă substanță. Nu s-a făcut lucrul ăsta și am vrea să facem ceva care credem că ar fi extrem de interesant și de binevenit pentru voi. Că fiecare din voi dorește să devină spiritual. Clar. Da. Ne-am gândit să dăm din când în când teme pe care să le completăm. Și eventual o să punem diverse teme pe Face ca să puneți întrebările. Clar, noi avem, adică întrebările alea pe care le-am eu sunt întrebări la care am răspuns, cele câteva mii. Da. Dar sigur sunt altele. Și ca această lucrare să fie cât mai frumoasă și cât mai complexă și cât mai utilă, numai nouă, și Carmen are vorbitorii de limba engleză și aia sunt mulți, avem nevoie de toate sugestiile și toate întrebările voastre și dacă nu știm, măcar ne interesăm și aflăm până la urmă, că până la urmă și noi am crescut tot prin întrebările voastre, adică fiecare întrebare pusă de oameni la care nu am avut răspuns, ne-a pus credit pe băguduri și ne-am obligat să căutăm acel răspuns și asta ne-a făcut să creștem inclusiv pe noi. Pentru că dacă e un motiv pentru care am păstrat partea de cursuri și de predat, este pentru că relația cu oamenii este o provocare. Este, nu spun eu, oamenii întotdeauna au întrebări, nelămuriri, contradicții, contraziceri, nu le convine, mai le convine și atunci ești obligat să cauți și asta te face să crești pe tine. Din perspectiva asta, mie mi-a plăcut întotdeauna relația cu omul din punct de vedere spiritual, pentru că și mai ales cu cei care nu sunt yes men, deci cu cei care îndoiesc, pun la îndoială tot, pentru că orice îndoială a unui om la care tu nu ai răspuns devine îndoiala ta și îndoiala ta te face să cauți răspunsuri. Da. Și atunci îndoiala nu e un lucru negativ, îndoiala, necunoașterea, nu sunt lucruri negative, sunt lucruri pozitive, pentru că orice răspuns găsești te face să crești și te face să crești pe tine ca spirit. Orice provocare are mesajul pozitiv. Cât ar fi de dureroasă, cât ar fi încercarea de dramatică, există aspectul bun în ea. Deci, cum spunem noi românii, tot rău este un bine, dar îți citesc un mesaj de la Marian Asterian care spune că citește cărțile tale despre îngeri care au ajutat-o foarte mult. Și zice, aveți dreptate, domnule Argeșanu, în tot ce spuneți. Deci iată că lumea rezonează și ne bucurăm că rezonați. Și Rodica ne scrie și foarte mulți dintre noi continuați să ne spuneți care sunt provocările voastre, provocările voastre reale. Cum ați evoluat, cum ați trecut de la un prag al existenței spre momentul următor, că noi de fapt ne transformăm. Nimic nu stă pe loc. Suntem într-o continuă evoluție, nu arătăm la fel de la o lună la alta, ne transformăm fizic, mental, emoțional, sufletește, din toate punctele de vedere. Și toate încercările noastre, dacă noi știm cum răspundem la ele, reprezintă o parte spre evoluție. De multe ori însă, că asta era tema discuției de azi, lumea nu știe să răspundă la încercările vieții. Vreau să vă spun ceva. Apropo de proiect, să zicem, am un proiect, avem proiectul ăsta. Da. E clar că sunt lucruri care ne ajută și lucruri care ne împiedică. Sunt lucruri care ne împiedică și sunt interioare și sunt lucruri care ne împiedică și sunt exterioare. Treaba mea nu e cu lucrurile exterioare pentru că e treaba lui Dumnezeu. Treaba mea e cu lucrurile mele interioare. Deci eu trebuie să mă eliberez pe mine de propriile mele blocaje ca să pot să merg pe drumul ăsta. Da. Da? Și anume ce mă blochează pe mine. Pe mine mă blochează, să zicem, neîncrederea, mă blochează frica, frica de succes, frica de eșec, frica de ce zic ceilalți. Mă blochează karma. Karma, de multe ori, karma de neam, de pe tată, este cea care blochează planul material.
Iar pe băieți îi blochează karma aia de pe mamă. Toate chakrele superioare sunt date de karma aia de pe mamă. Deci eu trebuie să rezolv problemele karmice. Ca Cum să le pot... rezolvăm? Să știți că e, în Simplu, realitate e da. foarte simplu. Vreau să vă spun ceva. Dacă în fiecare zi ați face un sfert de oră de sport, ați sublima programele negative Da. karmice în mișcare și v-ați debloca pentru ziua respectivă. Pentru că energia asta karmică care ne blochează se acumulează în timpul nopții, când dormim. Când dormim și îngerul păzitor plecat și vine toată energia negativă de pe karma, prin canalele noastre energetice. Și toate programele alea care te blochează din punct de vedere emoțional, din punct de vedere material, sunt acolo în tine. Dacă tu dimineața ai ști să te deblochezi făcând un sfert, vă zic, un sfert de oră de sport, sportul are capacitatea de a sublima energia și programele negative în sens pozitiv. Și aș transforma energia în ceea ce îmi doresc eu. Simplu fapt de a face treaba asta. Un sfert de oră. Sau rugăciunea. Un sfert de oră. Da. Rugăciunea are capacitatea de a sublima energia negativă și programul negativ în sens pozitiv. Lumânările au capacitatea Iată. de a sublima energia negativă și postul are capacitatea de a. Deci, din perspectiva mea, ideal ar fi să țineți postul ăla Maicii Domnului și până la prânz, îmi aprind niște lumânări și fac și sport. Și în momentul ăla și mă și rog. Să știți că nu te împiedică nimeni să alegi pe bandă să spui Tatăl Deci nostru. iată, iată, drăgușiu. Adică, e foarte simplu în Da, realitate. da. Eu trebuie să-mi imaginez că sunt un corp, un recipient care noaptea se încarcă cu întuneric, cu programe negative. Cum fac să se transformă în sens pozitiv și cum fac să iau energia asta să o folosesc în ceea ce îmi doresc eu? Adică, principiu, indiferent ce îmi fac alții, vă dați seama, pe mine mă iubește toată lumea, multă lumea. Ei, să iau, cum fac să iau energia asta negativă, să o sublimez, să o transform în ceea ce îmi doresc eu? Și am rugăciune, am lumânările, am postul, am reiki-ul, am autotratamentul, am pelerinajele, am o grămadă, simplu fapt de te duce pe la o mănăstire și aprinde lumânări și trece pe Toate la un sfânt, ritualurile, e o ritualurile, da. formă să sublimezi programul ăsta negativ în sens pozitiv. Adică, voi trebuie să înțelegeți că sunteți singurii responsabili de viața voastră. Nu mai dați, uitați, uitați să mai dați vina pe tată, pe mamă, ați rezonat cu ei, părinții voștri sunt ca și voi, deci n-are rost să vă pierdeți Și nu vă timpul. mai blocați, nu vă mai blocați în emoțiile negative care s-au întâmplat nu știu când. De Asta. asta ce Ce a spune fost, a Dragoș, fost. da, ce spune Dragoș cu mișcarea. Dacă vă uitați la mine pe Facebook, tot a doua zi vedeți câte un mic filmuleț făcut de mine la gimnastică. Eu îl fac că mulți dintre voi mă îmi spuneți, dar nu te uiți în buletin, dar nu, cum de poți să faci așa ceva înfiorător? Nu! Ce fac eu este schimbă numărul din buletinul meu. De ce? Ridică serotonina, deci hormonii din creier de bine și dintr-o dată ai o stare bună. Tărește inima, activează sistemul imunitar, activează celulele T care omoară cancerul. Deci mișcarea, așa cum spune Deagruș, te eliberează de încărcăturile, de emoțiile negative, îți dă starea asta de bine. Dar dacă faci tot cum spune Dragoș, rugăciunea care te conectează cu puterea ta interioară, cu divinitatea din tine, ai scăpat de toate nenorocirile care încă mai există la sfera, în memoria reactivă, în subconștient. În felul ăsta ne întărim și în felul ăsta ne vindecăm karmele, cum spune Dragoș. În artele marțiale se spune că orice slăbiciune poate fi transformată într-o forță. Iată, ce E, e, frumos! principiul este același. Cum fac ca absolut orice lucru mă împiedică pe calea mea spirituală să-l transform în treaptă pentru ceea ce îmi doresc eu să fac? Exact, Asta exact. este înțelepciunea. Vreau să spun că totul pleacă de la lucruri banale, de la a prinde o lumânare, de la a te ruga, de la a posti. Și după aia descoperă altele. După aia apare Reiki-ul, cum transmit lumină, simbol, la 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 la. După aia, cum poți să folosesc energia din sport. Să știți că există posibilitatea și să folosesc și energia din sexualitate în ceea ce îmi doresc eu să fac. Cum transform, de exemplu, o călătorie, turismul, într-o călătorie spirituală. Și atunci nu mai duc și doar cheltui bani că am ajuns într-un loc, ci o transform într-un pelerinaj care ajută în evoluția mea
și spirituală, dar și în dezvoltarea mea din punct de vedere material. Deci pot să am, știți, la un moment dat când a apărut Atacul Psihic, vorbim despre partea de magie, mi-am furat-o grav, că toată lumea încerca să vadă dacă ceea ce am scris e corect. Și prima oară citeam, trebuia să citesc monistele zilnic cu dezlegările cu aia, să mă eliberez de tot ce venea pe mine de la diversi. Și la un moment dat m-am plictisit, am zis, doamne, să stau toată viața în molifte în fiecare zi, că făceam molifte de 3 ori pe zi, cu 9 catisme, deci era o întreagă poveste. Și într-o am zis, stop, joc, nu mai vreau să fac asta, m-am plictisit îngrozit. Și atunci am luat un instructor de ușu și m-am dus la sală. Deci eram în varză. În fiecare zi mă trezeam în varză după ce a apărut cartea. Și ăsta m-a luat încet și am început să fac stretching și să fac încălzirea. Și să fac niște ture în jur și să fac, eu știu, tumbe și să mă dau peste cap și vreau să spun că după un sfert de oră nu mai avea nimic. Deci tot ce trebuia să fac eu cu 3 molifte, cu 9 catisme, cu post negru, am rezolvat într-un sfert de oră făcând în sport. Și atunci am înțeles importanța sportului și importanța mișcării în... Știți că Bruce Lee spunea că încălzirea este sufletul antrenamentului, pentru că în realitate în încălzirea fizică, tu îți aduci sufletul înapoi. Și vreau să spun ceva, indiferent ce îți face ceva, pe unde te leagă o sufletele și mai știu eu ce și ce magie îți face, sportul are această capacitate de a arde programele negative. Deci dacă stați pe jos, pe loc, muriți. Asta este clar. Ia stați voi în pat și nu vă dați jos din pat o perioadă de timp. Nu te conectezi cu pământul. De asta se spune că îmbătrânirea vine de la picioare. Deci în momentul când mergi desculți, marea artă este să mergi desculți. Toți centrii aia nervoși, mii de centri care toți sunt în reflexologia, în picioare, care sunt corespondenții centrilor din cap, care este și în mâini. Deci iată că noi așa funcționăm. Noi funcționăm ca să descărcăm toate programele astea prin mersul pe picioare desculți, prin conectarea cu pământul. Asta este o chestie extraordinar de importantă, ca adaug la ce spunea Dragoș, cât de mare semnificație are să ne mișcăm organismul, așa cât de mare semnificație are să bem apă, fraților, că voi vă sculați dimineața și beți cafele, că vă treziți. Nu, corpul nu are nevoie de cafea când vă sculați dimineața. Corpul are nevoie de apă, de preferință alcalină. Trăiți o viață alcalină, vreți să trăiți sănătoși. Sunt niște lucruri care, ritualuri, că viața e ritualuri, tot ce facem e un ritual. Ia la început de a schimbați voi ritualurile greșite și intrați pe ritualurile bune, care înseamnă mișcare, apă de dimineața, gândire pozitivă, fiți atenți ce introduceți în organism, că sunteți ceea ce mâncați și nu vă mai prindeți că vă îmbolnăviți, că vă faceți cu mâna, mâna voastră vă faceți. Nu-i mai judecați pe cei din jur, că așa spune Madre Teresa, iertați-i pe toți, că până la urmă voi sunteți pe pământ în relație cu dumnezeirea. Nu sunteți în relație cu cei din jur. Cei din jur sunt o reflecție a problemelor voastre. Toți ea din jurul vostru reflectează emoțiile voastre negative, neputerea, neîncrederea, frica, ura, dușmănia. Alea sunt reflectate în oamenii care vin să vă testeze ce simțiți și cum simțiți. Știți ce se întâmplă? Apropo de Maica Tereza, știți că zicea că nu e între tine și ceilalți, e între tine și Dumnezeu. Cel mai ușor ca să scapi de o problemă, de o situație, de ceva care s-a întâmplat, în loc să dai vina pe celălalt, de ce ți s-a întâmplat, de ce a făcut asta și că el e vinovat, este să spui de ce a îngăduit Dumnezeu asta. Da. De ce mi-a îngăduit mie Dumnezeu asta? De ce mi-a îngăduit mie Dumnezeu să ajung în spital? De ce mi-a îngăduit mie Dumnezeu să pierd un copil sau... Da. Să moară nu știu cine sau de ce a îngăduit Dumnezeu asta? Și vreau să spun ceva. Cam auzit asta că Dumnezeu e nedrept, că Dumnezeu, să știți că Dumnezeu nu este absolut nedrept, sunt niște reguli acestei planete și planeta asta Dumnezeu are e perfecțiunea ei. Universului. Da, numai că noi trăim pe o planetă unde binele și rău trăiesc. Noi suntem imperfect și nu ne putem corela la perfecțiunea Universului. Aici e problema noastră. Răul și bine coexistă simultan în lumea noastră. Da. Și atunci e evident că se întâmplă și lucrurile. Dar nimic rău, apropo de pila lui Iov, nu se întâmplă fără îngăduința Dumnezeu. Soluția este să văd de ce mi-a îngăduit Dumnezeu asta, ce am eu de învățat.
Pentru că ai de învățat pierderea. De ce ai de învățat pierderea? Să înțelegi că nimic nu e al tău. De ce ai de învățat despărțirea? Să înțelegi că nimic nu e al tău. De ce ai de învățat să nu-ți mai răspundă copiii la telefon? Că ai de învățat că copiii nu sunt ai tăi. Da. Copiii, casa, mașina, nici măcar corpul ăsta nu e al tău. Da. Și nu poți să înțelegi asta decât în momentul în care ți-o furi. În momentul în care te-ai îmbolnăvit, îți dai seama că sănătatea nu e a ta. Exact. În momentul în care copilul tău nu-ți mai răspunde la telefon și s-a supărat pe tine din diverse motive, îți dai seama că copiii de fapt nu sunt ai tăi. Când te desparți și se întoarce împotriva ta, omul pe care l-ai iubit, omul care, în care ți-ai dat încrederea, nu știți cum e când îți deschizi sufletul față de cineva și ăla, la un moment dat, puf, la revedere, drumul. E să înțelegi că nimic nu e al tău. Că absolut tot ce se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu și că absolut tot ce e în jurul nostru este îngăduit Dumnezeu. Și binele și rău. Și vreau să spun ceva. Eu mi-am luat foarte multe, m-a întrebat la un moment dat cineva, zice, bă, dar de unde știi tu asta? Zic, bă, zic, eu am trăit și am experimentat. Dar l-ai înțeles. Da. L-ai trăit, dar l-ai înțeles. Că multe lume le trăiește și nu le înțelege. Păi de-aia suntem aici, să-i ajutăm să înțeleagă. Deci, de ce? Hai să spun ceva. În momentul în care înțelegi, vine pacea aia din tine. Vine pacea aia din tine și îți dai seama că ceea ce trebuie să întâmple, se întâmplă. Cum zic persoanii, parcă cum tu. Și ceea ce trebuie să fie, o să fie. Deci, e important să înțelegeți că sunt lucruri care sunt scrise și trebuie să fie, dar că e ca la facultate, ca la școală, avem niște materii impuse și niște materii opționale. Dorințele noastre sunt materiile opționale, să știți. Celelalte sunt impuse. Nu poți să le schimbi pe alea impuse. Că mor persoane dragi în jurul nostru, că ne despărțim, că avem pierderi, că mai spargem câte o mașină. Astea sunt impuse. Dom'le, dar mai sunt cele opționale și astea sunt dorințele mele. Și atunci, dacă nu pot să schimb cele care sunt impuse, că n-am cum. Că fac parte din drumul meu și asta e. Știți cum când urci pe munte, treci prin băi. Ei, dar pot să schimb măcar pe cele opționale. Dar pentru asta trebuie să știu. Știți care e problema cea mai mare? Că n-au dorințe. Nu au. Nu știu să-și dorească. Nu știu să se bucure de viață. Nu știu să... Știți că unul dintre lucrurile pentru care am vrut să fiu activ pe MyAngels este că într-o zi, la un curs de-al meu de Reiki, de maestri, le-am zis, luați și voi o foaie de hârtie și puneți ce dorințe aveți pentru viața asta. Pentru viața asta. Și au început că să fiu sănătos, că să fie copiii sănătoși. Deci avea o listă de 5 dorințe, dar de genul, că să-mi iau casă, că să-mi iau mașină, atât. Și momentul în care m-am dus pe MyAngels, m-am dus pentru că eu știu să-mi doresc lucruri. Eu am făcut multe pentru că am știut să-mi doresc. Am înțeles că dacă fac niște lucruri, obțin niște lucruri. E foarte simplu. Faci asta, obții asta. Faci aici, ajungi aici. Nu faci nimic, nu ajungi. Punct. E foarte simplu. Și atunci eu am mers din dorință în dorință. Și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere material. Și, cum să zic eu, am adus una dintre cele mai frumoase mașini în România. Pentru că am știut că pot să le aduc dacă îmi doresc cum trebuie treaba asta. Primele mașini de top. E, de ce? Pentru că eu am înțeles că pentru a obține un lucru trebuie să faci să urmezi niște pași care țin de efortul fizic, de efortul spiritual, de efortul material, de. Și că orice lucru, orice pas, e ca și cum am avea un galantar, da? Și aici pun efortul meu, pun o rugăciune, pun o liturghie, pun, mă duc și fac o școală. Ei, și la un moment dat face ca să mă apropii de idealul meu. Am înțeles principiul ăsta, că orice faci, orice pas pe care îl faci
în drumul tău spre proiectul tău, te apropie de propria ta dorință. Și atunci, primul pas este să înveți să-ți dorești. Și dacă vă uitați, de exemplu, pe My Angels, puteți să vă uitați la dorințele oamenilor. Și uitându-vă la dorințele oamenilor, vă dați seama ce ați putea să vă placă vouă. Poate că vă place să faceți surfing eu știu, în Spania sau pe unde sunt valuri mari. Nu știu, windsurfing, habar n-am, să vă dați cu parapanta, să vizitați Antarctica. Nu știu ce puteți să vă doriți, dar numai uitându-vă la alții, ce fac alții, puteți să vă dați seama ce v-ar place vouă să faceți. Ce v-ar plăcea să faceți. Poate v-ar plăcea să călăriți, poate că v-ar plăcea, eu știu, să învățați o limbă străină, poate că v-ar plăcea să vă duceți în Maldive, poate că să știți că nu e așa de cum pare. Eu mă urmăresc toată lumea de TikTok. Nu mă tot uiți pe TikTok, dar eu mă uit pe TikTok. De ce? Pentru că sunt jurnale de călătorie, de exemplu, pe TikTok și afli diverse scheme și modalități prin care poți să ajungi mai ieftin în Maldive sau în alte țări din astea exotice. Adică nu îți trebuie o grămadă de bani să te duci să vezi lucruri frumoase, dacă știi și îți dorești cu adevărat. Eu prima oară când mi-am pus o dorință să ajung pe Fuji, nici nu mă gândeam că aș putea să ajung acolo. Și drăguț e că i-am învățat pe elevii mei din Reiki să-și facă un proiectul Reiki, să-și pună, eu știu, dorințe de genul ăsta când am făcut prima oară un proiect Reiki. Și la un moment dat, după niște ani, am trezit cu un telefon de la un maestru de-al meu. Și mi-a zis, știi ce? M-am gândit că tu ești prima persoană pe care ar trebui să o sun. De ce? Păi ce știi, când am făcut noi proiectul Reiki, acum nu știu câți ani, da. Zice, eu m-am gândit ce mi-ar plăcea mie să fac. Și zice, să fie așa ciudat de tot. Și zice, mi-ar plăcea să mă duc în Japonia. Pe vremea aia, zice, n-aveam niciun ban, nu știam, mă rog, a dat niște examene, dar a ajuns și el pe la extern, a început și el să câștige un ban. Ei, și zice, dar mâine eu cu iubita mea plecăm în Japonia și mergem și pe Fuji. Cum? Păi ce foarte simplu, ne-am certat, ea vroia Paris, eu vroiam Londra și zice, ca să ne certăm, zice, hai să alegem aceea. Și au găsit o călătorie low cost în Tokyo cu mers la Fuji și au plecat pe Fuji. Adică, lucrurile se întâmplă. Cel mai important lucru e, în primul rând, să îți pui ca și proiect, chiar dacă pare nebunie, că vizitezi, eu știu, vulcanul nu știu care e albastru sau alte nebunii. Primul lucru este să-ți dorești și după aia Universul să știți că nu. Și mai e o chestie. Noi aveam setat în minte o chestie de bani. Puh, dar cum o să fac asta că e scump? Universul nu gândește așa. Pe Universul nu interesează cât costă. Universul concură să obții ceea ce îți dorești, indiferent de preț. Pentru că asta este frumusețea. Noi dăm importanță banilor și valorii materiale. Universul nu are nicio treabă. Deci, puneți-vă dorințe, indiferent cât de ciudată și nebunească ar fi, pentru că Universul va face în așa fel încât acel lucru să întâmple. De ce? Dacă e spre binele tuturor, dacă e spre binele oamenilor, dacă este spre bucuria lor, dacă este spre fericirea lor, dacă este spre binele spiritual, material, al locului, țării, oamenilor respectiv, acel lucru se va întâmpla. Adică orice lucru care este benefic și pentru mine, dar și pentru alții, are cu mult mai multe șanse de a să zic de proiectul nostru. Cu cât au beneficiu din acest proiect mai mulți oameni, cu atât șansele să Cum apară. explicăm lumea în care trăim? Cum explicăm greutățile prin care trecem? Cum explicăm problemele de tensiune politică în lumea întreagă? Cum explicăm războaiele care bat la ușă? Cum navigăm prin situații, omul de rând, cum navigează prin astea? Haideți să vă explic ceva. Am niște prieteni foarte buni. Și am fost invitat. Zice, nu vrei să vii la noi, la Cannes? Și zic, vii. Și am plecat. Și am stat la prietenii ăștia noștri vreo 10 zile. Și de la Cannes ne-am dus la Monaco. Eu foarte supărat când nu mă dau cu mașina pe circuit, stăteam și beam șampanie pe plajă la Monaco. Adică ca să vezi cum e omul. Zic, bă, tu nu ești sănătos la cap, adică te iau oamenii, te duc acolo,
Bei și șampanie, te dai și cu drona pe sub apă. Așa. Eu supărat că mă apăreau băieții de la anduranță care să dea pe circuit. Bun, ideea este, ce ziceam, e, acolo, lângă noi, erau și ruși și ucraineni. Ați înțeles? Pe aceeași plajă. Morala e, cine se bate într-un război? Cine vrea? Și cine trebuie? Adică pot să particip la un război sau pot să nu particip. Și e o alegere personală dacă nu ești în legile carmine. Dacă ești în legile carmine, adică să te duci. Adică există toată obligativitatea de a participa la un război. De ce? E în karma ta. Poți să scapi sau să nu scapi. Deci războaiele astea care fac la ușă sunt karmice. Sunt karmice. Asta este sunt lecția. Karmice, sunt karmice, sunt ale popoarelor. Sunt zone respective care trebuie să treacă prin sabie, sunt zone care se varsă sânge pentru că nu se poate altfel, sunt tensiuni care s-au acumulat în secole și n-au decât să iasă la suprafață, sunt popoare care nu și-au plătit karma, nu vreau să intru în amănunte. Da, nu, plătim la modul general. Dar să știți că, gardienii lagărilor de concentrare, să știți că aveau o anumită naționalitate, dacă o căutați. Și atunci o să înțelegeți mai mult. Nu o să vă spun care. Da, ca și idee, adică mă refer la crime de război și nu știu ce. Și atunci, fără să vă ia să se plătește, știți că karma de neam se plătește. Părerea mea e că poporul român nu are o karma de neam. Și atunci, cred că ne ține Dumnezeu afară din toată chestia asta. Noi nu suntem veniți să murim în războaie. Adică nu cred să ne lovească, dar țineți un pic și de noi. Pentru că să știți că războiul este precedat de entități negative mari. Adică dacă credincioși, oamenii credincioși ai României, mă refer aici la cei care se roagă, la cei care postesc, la cei care au cunoaștere, își fac treaba, atunci cerul României nu va fi brăzdat de avioane de vânătoare. Asta presupune ca fiecare să-și aprindă lumânarea lui și să roage. Înțelegeți că cu o floare nu se face primăvară. Și din punctul ăsta de vedere, slavă Domnului, avem mănăstiri și oameni care se roagă, oameni curați care se roagă. Și oameni care au cunoaștere și care curăță țara asta de... Că sunt mulți care ne-ar băga în războiul ăsta numai așa de dragul de a ne băga. Dar eu sper să fim destul de înțelepți să ne vedem de treaba noastră, pentru că un război ar face ca România să nu mai fie nici măcar cum e acum. Și eu cred că toată lumea știe treaba asta. Că un război nu ferește nici omul de rând, nici pe ceilalți. Și atunci sper să fie înțelepți să ne vedem. Întrebarea este în karma colectivă, gândirii colective a populației planetei până la ora actuală un al treilea război mondial, că ăsta ar fi catastrofal. Păi oarecum este deja. Da. Păi este oarecum, pentru că să știți că conflictul din Marea Mediterană o să se extindă și la un pic. Am o singură dilemă. Și anume conflictul dinspre zona aia, Taiwan-China. Da, acolo e problema. Dacă începe și aia, pentru că din câte știu China vrea Taiwanul, e, atunci o să avem de-a face cu un al treilea război mondial. Dar vreau să vă spun ceva, nici măcar asta nu trebuie să ne sperie, pentru că al treilea război mondial nu o să afecteze pe toată lumea. Al treilea război mondial atâta timp cât nu se folosesc bombe atomice. Suntem safe, iar dacă se folosesc bombe atomice, oricum e târziu pentru toată lumea. Adică eu sunt mai preocupat de ziua mea de astăzi, de a-mi face eu programul pe 2024. Da, decât de așa ceva. Decât de război. Să știți, e o zicală. Nu vremurile sunt sub oameni, ci oamenii sub vremuri. Adică, indiferent ce facem noi, nu putem determina ce fac nici unii, nici ceilalți. Da. Mai ales că am văzut cum se înarmează toată lumea. Poate să fie urât. Dar eu pot să-mi văd de treaba mea. Și mai e o chestie. Pentru că vă spuneam, de ce unii se luptă și alții sunt pe plajă? Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Ați înțeles? Și atunci
dacă vă jucați cărțile cum trebuie și dacă, cum să zic eu, faceți ceea ce trebuie și vă rezolvați în armonie cu Dumnezeu. În armonie cu Dumnezeu, da. Nu o să fiți în linie întâi. Asta e ideea. Chiar dacă va fi o linie întâi, ceea ce eu sper să nu, fiecare ajunge acolo după propria lui, după propria lui karmă și propria lui judecată și propria lui. Cu alte cuvinte, ce spuneai tu că tema ta a fost cum să fii co-creatorul vieții tale, dacă tu urmezi acest ritual zilnic de purificare, incluzând post, rugăciunile tale și conectarea cu forța superioară, atunci n-ai de ce să te temi, cu alte cuvinte. Să descoperi propriile tale blocaje, să descoperi propriile tale frici, să descoperi propriile tale nemulțumiri și să te eliberezi de ele. Pentru că problema noastră este că noi, la nivelul umbrei, avem o grămadă de reziduri, de programe negative, de jurăminte, de blesteme, de neînțelegeri, de false credințe. Eliberarea de false credințe te face să zbori. Adică, ceea ce ne împiedică pe noi, de fapt, să mergem pe calea noastră spirituală, sunt propriile noastre probleme. Ori, ca să poți să le rezolvi, trebuie mai întâi să le descoperi. Dacă nu le-ai descoperit, știți cum să spune, căsătorește și o să afli și ce nu vrei despre tine. Da. Sau intră într-o relație. În 2024 și atunci descoperi defecte pe care nu credeai că le ai. Da. Asta este extrem de importantă autocunoașterea și munca cu tine însuși și a nu te bloca de elementele din afară, că totul este în interiorul tău. Interiorul tău este cel care contează și lumea, nu lumea exterioară. Interiorul tău determină exteriorul. Nu mai încerca să schimbați exteriorul. Deloc. Exteriorul e cum e el. Da. Ceea ce pot eu să fac este să mă schimb pe mine. Și în momentul în care mă schimb pe mine, se schimbă circumstanțele din jurul meu. Să știți că câteodată trebuie să pierzi. Mie mi s-a paradoxal, când am intrat prima oară în curse, în VTM, am dat mașina de gard grav. Dar, în momentul respectiv, am știut că o să se elibereze ceva. Până m-am și întors la accident să văd și acolo rămăsese toată energia mea negativă. Deci era efectiv acolo. Era așa ca o gâlmă lipită de stâlp. Da. Și mi-am dat seama că accidentul ăla m-a eliberat de niște blocaje care mi-au permis ca mai târziu să pot să fac performanță. Adică eu nu mai iau o pierdere ca pe nenorocire. O iau pe o pierdere ca o formă de treaptă. Da, trebuie să plătesc asta ca să mă duc în partea altă. Adică și am avut, slavă Domnului, pierderi sănătoase, pentru alții ar zice că sunt nebun. Nu. Eu am înțeles că în anumite momente o piele nu face decât să te elibereze de o karmă și mi-ar fi luat mult mai mult pe o cale simplă asta cu rugăciune și cu post decât că am pierdut ceva dintr-o dată. S-a dus și la revedere drumul. Foarte simplu. Și da. Pentru că nu vreau să întreb, dar și pentru că suntem la început de an, ar fi important să ne gândim cum să pășim în anul ăsta mai detoxificați de toate energiile anului trecut. Deci numai că faceți o detoxificare într-o zi și postiți negru și detoxificați organismul, dar detoxificați-vă gândurile. Scrieți-le toate alea negative pe hârtie ca să vă descoperiți ele și ardeți hârtia. Foarte important. Hârtia se poate arde, se poate arunca pe apă, se poate pune într-un concentru, se dacă poate îngropa. Dacă sunteți creștini, ortodoxi, da, spovediți-vă. Da. Una dintre cele mai bune forme de eliberare a subconștientului este spovedania. Psihoterapia e un fel de spovedanie. Da, adică, exact. Toată ideea de psihologie, când te duci la psiholog, totul de fapt până la urmă e o modalitate de spovedanie. Și vreau să vă spun ceva. Învățați să vă spovediți unii altora. O să sune ciudat, dar în primele veacuri nu exista spovedania cum e ca... Asta dacă de acum meserie, cum că să faci o carieră nu, din asta. Era spovediți-vă unii la alții. Și atunci ce se întâmplă? În momentul în care am ceva care mă apasă, Doamnele știu foarte bine treaba asta, de asta vorbesc foarte mult între ele, că se spovedesc toată ziua. Da, bărbații nu sunt așa, dar paradoxal, tocmai energiile astea, gândurile astea, emoțiile astea negative despre care nu vorbești,
că fil că mi-e simt că mi-e frică că rămân acolo. Spuneți-le. Bă, uite, mi-e târșă de treaba asta. Da. Mi-e frică de. Și în momentul respectiv ați eliberat frica aia. Ați înțeles? Și o să vezi că nu mai e frică. Spuneți-o, spovediți-o. Cu intenția de spovedanie. Eu vă spuneam la ei mei și așa. Bă, zice, fii atent, dacă ai ceva că te roade, te duci, oprești pe cineva pe stradă și spui, stai să-ți explic ceva. Mi-e frică că proiectul ăsta o să aibă frâne. Puf, m-am eliberat și am plecat. Las că-l zice la că ești nebun. Bă, m-am spovedit, da, la revedere. Da, l-am scos din eliberat, l-am transformat în cuvânt. Da. Nu țineți în interiorul vostru, nu țineți nimic rău în interiorul nu țineți vostru. Supărări, eliberați-vă de supărări. Așa cum nu sunt toxicitatea că... din ficat, din intestin, nu ține nimic toxic în tine, pentru că te îmbolnăvește și putrezește în interiorul tău fizic, te îmbolnăvești. Tot așa, nu țineți nimic în memoria reactivă, în subconștient. Scoateți totul, dacă subconștientul, cineva scrie aici 95%, da, subconștientul este majoritatea emoțiilor, trăirilor, experiențelor, ce ați fost, ce deveniți, totul este subconștient. De asta cele două emisfere ale creierului funcționează atât de diferit. Dar dacă scoateți din subconștient și aici intervine hipnoza, ședințele hipnoză, când te hipnotizează cineva și te întreabă și începi să vorbești, să spui lucruri care le vezi, care ți s-au întâmplat, sau visele, procesați visele. Nu le lăsați să treacă, pentru că toți visăm, în special între 3 și 4, avem visele alea intense. Când vă sculați dimineața, nu deschide ochii și visul vine ca un film. Visul ăla e o proiecție a ce te doare pe tine în sfera subconștientului. Ce ai înmagazinat tu acolo de care trebuie să te eliberezi. De-aia botezul, că te speli pe cap, că acolo sunt memoriile care prin apă trebuie să se curețe. Am dreptate sau nu? Da, da. E adevărat. Ce mai vreau să vă spun? Și nu vă mai fie frică. Sunt oameni care văd, aud diverse, visează diverse lucruri negative. Da. Vreau să vă spun ceva. Poate să fie adevărat, poate să nu fie adevărat. Eu le tratez ca și cum ar fi adevărat. Și atunci ce fac? Când am o emoție care este puternică, da? O frică, o neperspectivă de... aprimă mâna. Pentru că lumânarea are această capacitate de a sublima energia negativă în lume. Da. Punct. Dar să zicem că nu sunt în România, n-am lumânări, domnule, trimit lumină. Trimit lumină rechi. Și acolo este rechi, așa așa, așa, cum eu. Către situația respectivă. Până când? Până când mă liniștesc în sufletul meu. De ce? În momentul în care m-am liniștit în sufletul meu, înseamnă că situația respectivă s-a transformat în sens pozitiv. Și vreau să vă spun ceva. Nu vă mai fie frică. Nu se poate întâmpla nimic fără voia lui Dumnezeu. Treaba noastră este să vedem de ce ni se îngăduie treaba asta. Să ne luăm lecția de acolo. Da. Și vreau să spun că toate poate să fie chiar spre binele tău. Adică, să știți, eu, unul dintre lucrurile pe care îl fac și mă pot bate cineva la cap să scot o carte despre umbra lui Dumnezeu, este să-L analizez pe Dumnezeu. De ce? Mi-a plăcut foarte mult subiectul. Întotdeauna știu că e ceva dincolo. Întotdeauna știu că e cineva care să uită. Întotdeauna știu că e cineva care simte lucrurile, că l-am simțit că e, ca și cum simți pe cineva dincolo de perdea. Și de atunci îl analizez pe Dumnezeu. Și în viața asta și în alte vieți. E, și-am observat un lucru la Dumnezeu. Faptul că este profund bun. Și că în absolut orice lucru care se întâmplă, există, de fapt, partea pozitivă. Chiar și în lucrurile negative există o parte pozitivă a lucrurilor. Pentru că Dumnezeu urmărește binele și al tău, dar al tuturor. Adică, da, este exact principiul... Creează balanța, exact. Echilibru. Este echilibru. Exact principiul din povestea puiul, dacă mai țineți minte, când sacrifică un pui pentru ceilalți nouă, ca să trăiască ceilalți nouă. Vânătorul. E, așa judecă Dumnezeu. Și întotdeauna există un bine. Dar asta nu înseamnă că cel care este sacrificat, cum a fost și Iisus, nu are partea lui de recompensă. Ba da, Iisus a fost ca sacrificat. Dar a avut și recompensă pentru sacrificiul lui. Adică voi trebuie să înțelegeți că sacrificiul este dublat de recompensă. Că toată trebuie sacrificată o piesă pentru ca să se câștige un plan. Așa că nu mai, să nu mai fie frică de ce se întâmplă,
pentru că absolut tot ce se întâmplă este spre binele și al vostru și al celorlalți. Sunt oameni care vin la mine, că nu se mai înțeleg copiii, că au plecat de acasă, că nu-i mai sună. Și zic, tu în loc să zici mersi că nu mai cere ajutorul și că nu mai stă pe capul să-ți țină, să-ți ceară bani, în loc să te ocupi de tine, că acum ai timp, l-ai crescut 20-30 de ani, lasă-l în plata Domnului să se descurce singur și acum ai timp să te ocupi de tine. În loc să fii mulțumit că ai loc de tine, te ești supărat că nu te sună. Și dacă nu te sună, ce? Poate că e un spirit pe care o să-l întâlnești doar în viața asta, dacă nu vrea să te vadă, nu. Și cum e cu dragoste, cu sila, nu se poate. Așa că nu mai fiți supărați. Sunt oameni care o să intre în viața noastră. Sunt oameni care întâlnim, pe care întâlnim odată și nu mai vedem niciodată. Sunt oameni care o să stea vorba aia o zi, o lună, un an sau o viață. Nu vă mai fie. E una dintre lecțiile pe care a trebuit să le am ca maestru, pentru că în viața mea s-au prindat generații de elevi, de maestri, de ai mei. Și evident că au ajuns să plece și prima oară simțeam o pierdere așa când plecau. Da. Și după aia m-am bucurat. Bun, dacă nu mai vin, înseamnă că nu mai au nevoie de mine și atunci sunt bine și sunt pe picioarele lor. Deci, așa e și cu copiii și cu restul. Problema este că oamenii nu știu să se bucure de singurătate. Și nu știu să se bucure de familie. Când sunt în familie, ar vrea să fie singur. Când sunt singur, ar vrea să fie în familie. Și tot așa. Dar în realitate, ei nu știu să se bucure de prezent, de ceea ce au. Deci că singurătatea, dacă știi să o folosești. Eu nu s-au găsit pe ei, că dacă tu te găsești pe tine, te bucuri în orice situație. Dacă tu te găsești pe tine, poți să fii cel mai fericit din lume. Că în tine ai toate resursele. Te construiești pe tine, înțelegi? Și asta nu înseamnă că ești egoist sau că ești narcisist. În niciun caz. Descoperirea pe tine, că asta ar trebui să fie, de fapt, până la urmă, înțelepciunea discuției de astăzi, este ca la început de an să aveți o discuție și să vă găsiți pe voi. Să găsiți valoarea din voi și lecțiile care urmează să le învățați și să le primiți cu bucurie. Și să vă uitați spre ce urmează cu interes și cu pasiune și să descoperiți oricând, când noi sunt infinit de multe posibilități. Știi? Noi trăim în lumea infinitelor posibilități în care noi trebuie să ne adaptăm. Și dacă te găsești pe tine, găsești acele multiple posibilități. Știi ce se întâmplă? Când te găsești pe tine, înseamnă că de fapt îți dai seama cine ești și că îți dai seama că ești o ființă spirituală și că ești în Dumnezeu și că n-ai fost niciodată în afară. Da. În momentul în care ești în Dumnezeu, știți, e un sentiment foarte interesant. Ești acasă oriunde ai fi. Pentru că niciun loc nu este în afară lui Dumnezeu. Nici. Adică toate sunt în Dumnezeu. Da. Și în momentul în care realizezi că tu ești o ființă spirituală și ești în Dumnezeu oricând, oriunde, nu mai ești nemulțumit indiferent unde ai fi. Pentru că ești acolo unde trebuie să fii. E o replică foarte mișto care a apărut acum într-un film foarte adânc. Egalizer sau 3. Da. Și în care cum îl cheamă? Denzel Washington spune la un moment dat, sunt acolo unde trebuie să fiu. Adică nu poți să fii în alt loc decât unde ești. Și atunci, degeaba ești nemulțumit că nu ești în altă parte, că tu ești acolo unde trebuie să fii. Ați înțeles? Nu există că pot să fiu în alt loc, nu pot să fiu în două locuri simultan. Și atunci eu sunt acolo unde trebuie să fiu. Și luați-vă gândul că ați fi putut să fiți în altă parte. Poate că da, dacă luam noi o decizie acum, nu știu cât timp puteam viața noastră, dar aia nu mai are importanță. Da. E important ce fac de acum înainte. Dacă eu de acum înainte mi-au deciziile corecte, gândiți-vă că fiecare zi e ca o mărgea, ca o perlă pe calea binelui meu. Dacă eu aleg corect în fiecare zi, la sfârșitul zilei, lunii, anului, o să am un șirag frumos. Dacă nu, la sfârșitul anului o să fie un balamuc și după aia o să văd de ce n-am ajuns unde vreau să fiu, pentru că în realitate eu am ratat fiecare zi. Da. Nu ratați ziua. Ziua presupune să-mi fac ce am de făcut, ziua presupune să-mi îndeplinesc ce am de îndeplinit, ziua presupune să știu ce am de făcut pe calea aia mea. Orice lucru pe care îl fac spre ceea ce îmi doresc, că studiez, că mă uit la un film. Știți că am învățat asta de la o colegă, de la sora unui coleg de-al meu. Sora unui coleg de-al meu, noi făceam mai exerciții de matematică, ca să dăm la facultate.
și a apărut și avea în carte, o mână, o carte de Agatha Christie, în engleză. Zici noi, dar tu ce faci? Citesc. Păi cum noi facem mate și zice, da, dar ce eu studiez pentru facultate. Până și eu trebuie să mă gândesc cum pot să transform un lucru în treaptă pentru ceea ce vreau să fac. Eu citea Agatha Christie pentru admitere la facultate. Da. Înțeles? Depinde ce vreau să fac. Nimeni nu poate să vă spună care sunt pasiunile voastre. Nimeni nu poate să spună care sunt dorințele voastre. Nimeni nu poate să spună cele care sunt lucrurile care vor atinge sufletul. Depinde de voi să le căutați. Și dacă nu le găsiți, eu faceți cum am făcut eu. Zic, Doamne, eu habar n-am ce vreau. Nu știu. Nu știu ce-mi place. Ajută-mă, te rog, să descoper ce-mi place. Să descoper ce mi-ar fi util. Să descoper ce mi-ar fi bun, ce mi-ar plăcea și ar fi și util în evoluția mea spirituală. Și să știți că Dumnezeu a făcut treaba asta. Pentru că m-am dus spre pilotaj, din pilotaj a trebuit să învăț să mă duc să mă antrenez să fac sport, din sport m-am dus către nutriție, din nutriție a trebuit să mă întorc la anatomie, că nu mai știam anatomia din facultate, a trebuit să învăț suplimente și tot așa. Deci ne-am adus din aproape în aproape și am învățat mai multe. Psihologia, să studiez campionul, să văd ce are în cap. Și ceea ce are în cap campionul este că nu se lasă. Nu renunță. El e pe drumul. Ăsta e mesajul. Mesajul pentru ziua de azi și 2024 este mergem înainte, nu ne lăsăm. Caz de 7, da. Te ridici de 8. Simplu. Da. Ca popa mitică. Asta e tot. Și sper că împreună am putut să, cum să spun, să savurăm vorbile minunate, înțelepte ale lui domnului Dragoșanu, medic, scriitor, pe care eu îl admir, îl iubesc, îi mulțumesc, sunt onorată încă o dată. Astea sunt cărțile, dar știu că tu ai scris vreo 20. Câte cărți ai scris? 14. 14 cărți. Eu am scris 10, sunt mai puțin ca tine. Vă arăt ultima mea carte, să mă laud și eu puțin așa, început de an. Este o carte care mi-a apărut acum în toate librările americane. Iar proiectul meu mare pentru anul ăsta, că începem anul cu un proiect. Să începeți și voi cu un proiect. Gândiți-vă. Un proiect serios. Ce v-ar bucura sufletul? Începeți cu un proiect care anul ăsta să vi-l transforme realitate. Noi lucrăm la un proiect care este pentru voi, că totdeauna când lucrez pentru cei din jurul tău, Dumnezeu binecuvântează proiectele care sunt făcute de dragul oamenilor și pentru oameni. Că noi suntem aici unii pentru alții. Trăim într-adevăr în interiorul nostru, dar venim cu o misiune, suntem misionari de bine, așa ar trebui să fie. Toți ar trebui să fie. Toți ar trebui să fie. Dacă toți am fi misionari de bine, am trăit în paradis, că lumea e făcută să fie paradis. Eu cred că asta e puțin, deocamdată, mai puțin posibil. Pentru dar că, e posibil, pentru că totul este posibil. E o școală. Și școala asta aduce pe pământ oameni de toate categoriile de spirite. Da. Și atunci spiritele astea sunt pe fiecare spirit este pe un anumit grad de evoluție spirituală, da. Și pe un anumit grad de vibrație. Da. Și atunci, din păcate și din fericire, pe pământ sunt simultan spirite și îngeri și demoni. Și între îngeri și între demoni. Și atunci, până la urmă, lumea asta n-ar fi atât de diversă și n-ar avea atâtea posibilități de a experimenta dacă n-ar fi... Și de a evolua. Exact. Dacă n-ar fi spirită de toate tipurile și de la toate nivelurile spirituale. Și asta este partea frumoasă acestei lumi, pentru că noi coexistăm în același loc cu o sumedie de spirite și din ceruri și din iaduri și de pe alte planete. Și asta face lumea mai frumoasă și mai diversă. Dar, chiar și așa, ceea ce v-am spus, apropo de a vă crea singur viața, rămâne valabil. Și țineți minte, în momentul în care o să vă decideți, da, vreau să... O zic, Doamne, uite, eu vreau să conlucrez la propria mea viață și vreau să devin co-creatorul propriei mele vieți, să creez viața mea cu tine, să fie mai bună. Să știți că Dumnezeu e ca un părinte bun. Bă, nu te vrea sărac, bolnav și nefericit. Nu. El te vrea sănătos,
bogat, fericit, spiritual, înțelept, cum vă doriți de pentru copiii voștri. Clar, da. Deci să vă fie clar. Și atunci, e interesul lui ca voi să deveniți așa. Și pe calea asta puteți să obțineți absolut tot ce vă doriți. Asta e important. Absolut tot ce vrei. Du-te și ia-ți. Luptă pentru. Și asta la început de an. Mesajul ăsta e foarte puternic. La început de an. Deschideți toate porțile pentru voi. Deschideți porțile autocunoașterii. Posibilităților nesfârșite care există în lumea din interiorul vostru, pe care le implementați în lumea din afară. Și o să vedeți cum viața voastră se schimbă. Urmați unele din sfaturile minunate al lui Dragoș de a face mișcare, de a fiți atenți cum comunicați cu Dumnezeu, aprinderea de lumânări, purificarea prin posturi. Toate astea sunt lucruri care le știți, dar poate astăzi le veți vedea cu alți ochi, le veți da altă semnificație, că statutul este ca voi să vă simțiți cât mai puternici în drumul cu anul ăsta 2024, care este un an extrem de important, și că 2024 se asociază cu justiție, cu cuvântul de dreptate, de dreptate, disciplină, bani, putere, conceptul ăsta, adică al numărului și a timpului în care trăim, se referă la dragonul, legea karmei. Deci iată că un an cu combinația asta nu a existat de mult în ultima 100 ceva de ani. Ăsta nu e un an întâmplător pentru toți de noi care trăim pe planeta Pământ și hai să trăim conștienți de ce urmează și conștienți de cât de mare poate fi aportul nostru la binele tuturor și special la binele vostru personal. Eu am făcut o chestie așa. Nu v-am cerut voi, dar vă spun acum. De când am început emisiunea, mă gândeam pe drum când veneam spre Hara, că am venit. Stăm foarte aproape și am venit pe jos. Și taca, 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 taca. Am mai prins și un pod care se ridica foarte urât, un pod de la care se ridică ca să treacă iahturi. Nu mi-a plăcut deloc. Și când stăteam acolo la barieră, mă gândeam, bă, ce să fac, ce să fac? Și m-am gândit așa, uite, pentru cei care se uită, o să trimit lumină pe calea voastră spirituală, oricare ar fi ea, să dăm putere îngerilor voștri. Superb. Ca să vă ajute să vedeți și voi ce înseamnă să aveți niște îngeri care să fie ajutați anul ăsta. Și vă dau un sfat. Puneți-vă wish-uri pe My Angels, pentru că noi vă ajutăm. Noi vă ajutăm. Eu știu ce înseamnă. Să ajutăm. Știți că vin oameni la mine și zic, mă, bine, cum te și pe mine. Că parcă stai ca popa. Zici că am 100 de primăveri, da? Mă mut, dar o fac. Nu dai și mie binecuvântare să fac nu știu ce. Zic, bă, slabă Domnului, te ajut, nu-i problemă. Dar sună ciudat așa. Dar ne putem auto-binecuvânta? Se poate, da. Că dacă nu-i cine să ne binecuvânteze, ne binecuvântăm gândul. Noi, nu? Poți ne binecuvântăm gândurile, intențiile noastre. Fiți atenți, în jocul vieții era o chestie foarte drăguță și anume binecuvântez situația asta, oricare ar fi ea. Deci să zicem da. Proiectul nostru, da? Da. Binecuvântez situația asta și o numesc succes în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Binecuvântez proiectul nostru și numesc succes în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Binecuvântez proiectul nostru și numesc succes în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Binecuvântați proiectele voastre și voi puteți să-l binecuvântați. Dar cu atât mai mult, asta vreau să vă înțeleg. Dom'le, când sunt eu singur, ok. Când mă ajută Dumnezeu, e perfect. Dom'le, dacă mă ajută și ceilalți, este ideal. Hai să binecuvântezi tu pe toată lumea care ne urmărește. Și pe toți românii din diasporă, toți românii de România, primiți astăzi o mare binecuvântare care este exact venită în momentul în care trebuie. Asta este, cum se spune, cu sorcova, știi că noi venim cu sorcova binecuvântărilor. Vă sorcovim în bine. Eu vă doresc să obțineți absolut tot ce vă doriți bun pentru voi. Vă doresc să fiți înțelepți, vă doriți să înțelegeți. Pentru că în momentul în care înțelegeți, să găsiți și modalitățile prin care puteți să obțineți ceea ce vă doriți și să fiți mai bine și voi, și familiile voastre, și copiii voștri. Pentru că vreau să spun ceva, binele, dacă îl ții doar pentru tine, nu are valoare. Dacă îi ajungi pe alții, e cu atât mai valoros. Devine divin. Se spune, divinitatea înseamnă a dărui și a da din tine la cei din jur și atunci îți vine înapoi în mit, nu? Întotdeauna. Mare lucru e să fii bun și mare lucru e să poți să dai. Mare lucru este binecuvântarea, mare lucru e rugăciunea, mare lucru e gândirea de bine față de tine, în primul rând și față de cei din jur. Și pacea cu tine și toți care vă încoșoară, indiferent
de cine sunt ei, de cum gândesc ei, voi întoarceți-le numai într-un mod pozitiv toate gândurile lor. Eu am înțeles un lucru, și anume că noi trăim în Dumnezeu, da? Ceea ce ne desparte este tot ceea ce am acumulat noi greșit. Da. Și că eliberând ceea ce am acumulat noi greșit, nu facem decât să ne reunim cu cerul, cu Dumnezeu din noi. Da. Și de fapt cunoașterea asta de sine te duce la primordial, te duce la interiorul nostru. Pentru că în noi avem Îngerul Păzitor, avem sinele nostru, avem sufletul nostru. Gândiți-vă că fiecare e veșnic. Și Îngerul Păzitor e veșnic. Și eu, ca și Spirit, sunt veșnic. Și sufletul, partea din mine e veșnic. Ei, toate trei se intersectează într-un punct. Și punctul ăla înseamnă, de fapt, primordial. Deci, în fiecare din noi există primordial. Calea către primordial este calea, de fapt, către mine însumi. În momentul în care eu știu că fac parte din acel tot care este Dumnezeu, că eu sunt parte din Dumnezeu și Dumnezeu e parte din mine, atunci îmi dau seama de puterea mea interioară. Puterea mea interioară este puterea lui Dumnezeu. Pentru că dacă eu știu să duc dorința mea la nivelul ăla în care eu sunt unit cu Dumnezeu, dorința aia devine dorința aceea care a creat universul ăsta în care trăim. Când vă uitați voi acolo noaptea pe cer și vedeți stele, trebuie să înțelegeți că la început a fost un gând. Un gând care a creat universul ăsta. Și gândul ăla pleacă dintr-un loc. Ei, imaginați-vă un sunet. Că gândul ăla a plecat de undeva din tine, din mine. Și acel punct este centrul care ne unește pe toți și care e în toți. Acolo trebuie să ajung pe calea cunoașterii de sine ca să pot să transform în realitate ceea ce îmi doresc eu la nivel interior. Nu cred că și-a putea să spună mai frumos și mai adevărat și mai profund. Iată că am asistat toți la o mare lecție pe care Dragoș Ardeceanu ne-a dat-o astăzi, cum să trăim și cum să ne reorganizăm viața și în mod simbolic la început de an. Repet că astăzi este ziua când trebuie să vă scrieți dorințele, când trebuie să vă reorganizați gândurile, când trebuie să faceți pace cu cei din jur și mai ales tot ce v-a spus Dragoș nu dovedește decât un singur lucru, că Dumnezeu este cu adevărat în voi. Iar noi românii suntem un popor extrem de credincioși și în sensul minunat al cuvântului, așa că sunt sigură că toți care ne-ați ascultat într-un număr uriaș de mare, avem 1000 de mesaje, avem sute și sute de shares și să continuați să shares acest video dacă v-a atins sufletul, precum știu că s-a întâmplat, ca să trimitem mesajul ăsta la cât mai multă lume. Dacă mai vrei să spui ceva, Dragoș, că suntem la sfârșit de transmisiune, am făcut ca așa o mică emisiune pentru voi. Am să-i dau cuvântul lui Dragoș ca să ne mai adreseze ceva la final, dar vă dorim tot binele din lume, un la mulți ani din tot sufletul de aici, din Florida, de lângă Oceanul Atlantic, unde ne aflăm împreună și suntem foarte fericiți că suntem împreună. Și iubirea noastră să vă învăluiască, să vă pătrundă sufletele, vă dăm curată, așa, pe tavă, cu cea mai bună intenție. Mulțumesc, Carmen, mulțumesc de invitație, mă bucur că ne-am reîntâlnit. Sper să devină un obicei. Da, 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 trebuie să devină, facem o tradiție, da. Că, într-adevăr. Un ritual, ca să ne întâlnim tot timpul, ce mare lucru. E mare lucru să te găsești, e mare lucru să te iubești, să te apreciezi și să continui relația asta de fuziune în aceleași gânduri, că noi gândim la fel, cred, funcționăm pe aceeași vibrație energetică, vibrație la care vrem să vă aducem și pe voi. Vrem să vibrați cu noi, în unison cu noi, că așa se creează minunile existenței, când vibrezi pe aceeași lungime de undă. Ceea ce vreau eu să vă spun este că menirea noastră ca mentor, ca terapeuți, ca prieteni, ca îndrumători este să vă ajutăm, să vă susținem, să vă îndrumăm, să vă descoperiți, să vă redescoperiți puterea interioară.
fiecare om are în el puterea asta. Știți, Socrate spunea frumos, în fiecare om există un soare, totul e să lăsăm să ardă. Menirea noastră este să descoperim soare din voi, să vă ajutăm, de fapt, să vă descoperi soare din voi. Noi nu știm care e, eu nu știu care e al meu, n-am știut, da? Și pe mine m-a ajutat Dumnezeu. Și menirea mea este să vă spun că aveți soarele ăsta în voi, aveți fiecare în voi soarele ăsta și că ține doar de voi înșivă să-l descoperiți. Și dacă nu știți, rugați-mă pe Dumnezeu. Vă descopere și dacă nu știți, trimiteți lumină rege către pasiunile, către soarele vostru și lăsați-l să ardă. Pentru că să știți că dacă e ceva care îmi place cel mai mult ca mentor și ca terapeut, este momentul în care un om, bărbat sau femeie, își capătă lumina interioară și începe să ardă și începe să lumineze. Și își capătă lumina aia, lumina care face să fie în însuși, să fie, eu știu, ca o stea. Ce a fost de fapt Hristos? Hristos a fost o lumină, care a ars pentru noi toți, înțelegi? Și care a vrut să ne învețe semnificația iubirii până la urmă. Și el a avut menirea să descopere soarele din fiecare om. Și așa au fost sfinții, așa au fost apostolii. Exact. Deci fiecare și-a descoperit lumina din interior. A fost o lumânare care a făcut să se aprindă alte lumânări. Și atunci, treaba voastră este să vă descoperiți lumina asta interioară. Și cu ajutorul lui Dumnezeu să-i dați drumul să ardă. Dar să știi că și Hristos și-a cultivat lumina asta interioară. Enorm de mult lucru care noi poate nu le știm, dar el a stat, se pare, vreo 13 ani prin Tibet, unde a învățat toate legile astea, de tehnicile de spiritualitate. Și în felul ăsta, câmpul lui magnetic, electric, a devenit atât de puternic când el te vindeca de oriunde s-ar fi și fără prezența lui. Oamenii spuneau, mă rog, doar îl rog de oriunde aș fi și simțea vibrația care venea către ei și se producea orice minune, devenea posibilă, pentru că luminarea aia care ardea atât de puternic, câmpul ăla magnetic, electric, poate să vindece orice. De aia eu cred că în viitor vindecarea corpului se face prin lumină și nu prin tăierea corpului, pentru că face perfect sens să fie așa. Până atunci mai e și mai sunt. Nu mai e așa de mult, ai să râd. Nu mai cred că deci, Ea există. Numai da. Nu toată lumea ajunge acolo. Și asta e adevărat. Nu ajunge toată lumea acolo, da. Nu toată lumea are voie să vindece. Nu toată lumea are voie să vindece așa ușor. Fiecare are plățile și școala lui. Dar ne putem purifica. Absolut. Ne putem purifica. Și ca să ajungem la lumina asta și ca să devenim cât de strălucitor posibil, că se spune că un om poate străluci în toate acțiunile lui, în prezența lui, în tot ce face el, dacă ne curățim și ne curățim acum să pornim în am curați și strălucitori, anul ăsta poate să fie cel mai frumos an al vieții noastre. Și poate să fie un început al întregii vieți, pentru că, să zicem, acum e un T0. Poate n-ați trăit până acum, exact. Și vreți să trăiți de acum încolo. Hai să trăim de acum plecați încolo. Plecați de aici. Plecați de la zero. Ăsta e punctul zero. Puteți să construiți. În sufletul vostru și de aici trebuie să construiți. Că niciodată nu-i târziu. Niciodată nu-i târziu să pornești din nou și să știi să lași. Dar închideți toate ușile trecutului, toate porțile, nu? Trimiteți lumina către trecut, aprindeți lumina să se rezolve trecutul. Da. Nu vă mai preocupați de el, se rezolvă. De multe ori, nu vă blocați, nu vă blocați. Se rezolvă de la sine, nu trebuie să faci nimic. Câteodată n-ai decât să mergi înainte. Să mergi înainte cu orice preț și în momentul în care mergi, se rup legăturile cu trecutul. Câteodată, eu am simțit asta când urcam Pirinei pe Camino. Am simțit toate legăturile trecutului, dar până sus și până în coborul s-au rupt toate. Cu greu, dar s-au rupt. Nici nu știam că ai făcut asta. Am făcut Camino, da. Da. Shirley MacLaine a făcut, care e și prietenă cu mine, de la actrița de la Hollywood. Îmi pare rău că nu ți-am adus, am o carte despre Camino. Da, și ea a scris o carte despre Camino, să-i spun de tine. Știu. Da, că spunea că a fost experiența, deci fiind o actriță atât de mare la Hollywood, cine nu știe pe Shirley MacLaine, care are acum o vârstă foarte respectabilă, venea la mine aici în casa asta să mă viziteze, în trecut, pentru că găsea cu mine, vorbea despre extraterestri, despre toate lucrurile astea interesante.
Că spunea că nimeni nu înțelege, nimeni nu vibrează cu ea. Dar și ea a făcut ca mine și după ce l-a făcut, a devenit un om cu adevărat, adică a lăsat cariera asta de Hollywood și a început să scrie cărți. Și s-a deschis spre lumea spirituală și cred că de asta și a ajuns la o vârstă atât de înaintată, încă funcționează perfect datorită deschiderii, iluminării spirituale. Deci dacă vreți să vă vindecați de fobii, de obsesii, de blocaje, de karme negative, de ce, deschideți-vă sufletul spre existența voastră de spirituală, spre sufletul vostru. Da. Într-adevăr, a fost un, și el a fost un moment de coditură în viața mea, apropo da. De Camino. Spune-ne în două vorbe că vreau să... M-am plecat pentru că prietena mea, aici de fapt, pleca pe Camino și nu știu de ce, am zis, bă, hai să văd și eu despre ce e Camino. Când l-ai făcut? Când? În 2018, cred. Wow. Și s-a întâmplat următorul fel, am zis, hai să văd și eu ce înseamnă Camino ăsta. Și am deschis harta, țin minte, și acum eram la cabinet, am deschis harta și am văzut, se numea Calea lui Napoleon. Da. Și mi s-a deschis așa inima și le-am zis la băieți, bă, am sunat, zic, contramandați-mi tot ce înseamnă pe o lună de zile, eu plec. Unde pleci? Pe Camino. Îmi trebuie bilet de avion și am închis. Dar nu i-a spus unde. Și după aia mă sună, zice, da, zice, mi-a zis că vrei bilet de avion, dar nu mi-a spus unde vrei să pleci. Mă rog. Și așa am plecat pe Camino, în două zile, trei, mi-am făcut bagajul și am fost... Eu am plecat cu intenția să văd ce îi determină pe oameni să meargă pe Camino. Și asta vreau să aud de la tine. Vreau să-mi spui. Deci, în prima noapte am dormit la un alberg, la Roncesvalles, în Spania. Și eram într-un dormitor comun de 70 de persoane. Wow! Care era atât de negru încât eu n-am putut să dorm până n-am curățat tot. Și... Atunci am realizat că oamenii se duc acolo pentru că au suferințe sufletești. Deci primul... Și suferințele la crezi că s-au cumulat în energia care era acolo? Era toată, în dormitorul ăla. Era îngrozitor. Zici că era mânia. Ce să-mi imaginez pe Shirley MacLaine în așa ceva care venea de la Hollywood. Da. Și atunci am realizat că unul dintre motivele pentru care se duc oameni acolo, pentru că au suferințe sufletești. Da. După aia am întâlnit oameni care se duceau ca să mulțumesc că au scăpat cu viață din accidente. Erau oameni care au avut boli grave. Erau oameni care suferiseră. Erau și oameni deci cu probleme reale, grave, care veneau acolo pentru... Pentru vindecare. Pentru vindecare. Da. Deci mergeau cu Amino. Tu recomanzi asta la cei care sunt în perioade? Deci iată, dacă aveți într-adevăr o suferință, ceva dramatic în viața voastră. Este atât de... În primul rând nu trebuie să faci. Noi l-am făcut așa un pic stilul smuls, adică să mergem mult. Da. Dar dacă... Eu vă spun ce aș face eu. Doamne ferește, dacă aș avea o boală din asta, clar, mi-aș închide tot corpul, dacă ești mort, nu mai e nimic important. Da. Și aș pleca pe Camino. De ce? E un moment în care ești tu cu tine, în care efectiv rămâi fără îngerul păzitor. Adică e puține să experimentezi o cale de genul ăsta. Deci în momentul în care am mers pe Camino, n-am mai avut înger păzitor. Eu am o relație cu îngerul meu păzitor. Și am, băi, zic, dar tu unde ești? Care e îngerul tău? Nu-l pot spune, nu? Da, al meu acum e Rafael, că e înger vindecător. Da. Și eu l-am pe Rafael. Și l-am întrebat, zic, dar tu unde ești? Păi zic, eu sunt deja la Santiago, te aștept. Zic, minune, zic că am de mers 30 de zile pe jos, 800 de kilometri și tu mă aștepți acolo? Zic, da, te aștept aici. Zic, bine, mersi. De adevăr, te lasă sigur. Și ești, și atunci când ești tu cu tine, da, de la nivel de subconștient, îți ies toate bubele, toate suferințele, toate traumele, toate lucrurile pe care le credeai uitate, iertate. Ok, lumea nu poate să meargă la Camino, că e departe. Că... Cum faci să ajungi la a te găsi tu pe tine la modul în care să scoți toată mizeria din tine? Nu ai decât
deci asta este una dintre metode pentru că e consumtivă. Și da, pentru că mergând atâta, tu de fapt îți consumi câmpurile și consumându-ți da, câmpurile... Exact ce vorbeam, cu mersul, exact ce vorbeam. Mersul pe pământ, mersul ăsta pe pământ intens, care face da, toate da, descărcările... Scoate la suprafața problemele de la nivel de subconștient. Da. Nu poate să fie făcută decât în condiții extreme. Da. Fie când mergi așa pe camino, fie, da, de exemplu, dacă ții post negru mult timp. Da. De ce? Pentru că noi și se întâmplă. Noi suntem așa, ca într-o bulă și fiecare da, câmp sunt ca niște foițe de ceapă. Da. E, numai că știți cepelele care sunt stricate înăuntru? Da, dar stai puțin că ceapa absorbe. Știai asta? Știu. Ceapa, nu, dar mă referam la cum arată. Da. Sunt cepele, ați văzut că la exterior sunt frumoase și înăuntru e miezul. Da. E, așa e omul. Da. Deci tot ce este mai negativ în el e strâns undeva acolo, la nivel de subconștient. Da. E, ca să ajung acolo, eu trebuie să mă elibereze toate foițele astea. Și asta nu se eliberează decât ori prin efort maxim, ori prin hipnoză, ori prin, cum se cheamă, prin deci tu spui în concluzie că acest camino a fost o accesare a subconștientului tău. La toate nivelurile. La toate. Și aduce subconștientul ăsta în sferă cognitivă. Toate le aduce la suprafață. Da, toate. Când cognitiv conștientizez, domnule, astea sunt toate astea cu care eu de atâta vreme mă bat și n-am reușit. Îți și uite, când le-am conștientizat, le-am putut șterge. Da. Nu știu, da, trebuie să fii pregătit să le ștergi. Da. Înainte le-ți vin în minte. Da. Ideea este că își pierd din putere pentru că automat intervine iertare, intervine analiza. Intervine toți factorii ăștia psihologici, da. Dar de ieșit ies la suprafață îngrozitor. Ma pot să zic că ajungi inclusiv la eu cel puțin am ajuns și la probleme de karmă de neam ale poporului român, adică wow, cu am dat de spirite care aveau probleme că mă rog au greșit mai urât de la poeți la deci a fost foarte interesant. Da, ca să vezi că nimeni nu-i fără păcat. Nu. Da, nimeni, nu, oricine adică se nu-i fără dai păcat. Dai peste niște lucruri din tine de nici nu credeai că le ai. Ai găsit vreodată explicația când era acolo suferințe poporului român cu sărăcia de acum și ce se întâmplă la neamul nostru? E o chestie de mentalitate. Bine, e o chestie de mentalitate și dacă da, mai țineți minte, pe mine m-a frapat o poveste din copilărie. Da. Țin minte și acum Lisimach și Dromihete. Uh-huh. Și era o poveste cum a venit, ăsta nu mai știu ce nație era, a venit peste daci, mă rog, dacii i-au învins și i-au dus la masă. Și la masă la Lisimach i-au pus vase de aur, cupe de aur, mântare ca lumea. Da. La ei la masă erau vase de lut, da, cum se cheamă, mămărigă, da, etc. Da. Și pe vremea când era greu de nu se vedea un călăreț călare. Da. Așa se zice. Și morala era, de ce ați venit voi la noi? Da. Că nu uite ce bogați sunteți și veniți la noi care suntem săraci. Da. Nu. Noi avem un program de sărăcie din cauza sentimentului de culpă. Gândiți-vă că țara asta a fost plină de aur. Da. Plină de aur, dar n-a Dar nu am mâncat din aur. Noi cerșim din poartă în poartă. Noi nu am trăit. Și cerșim și astăzi. Și astăzi. Deci, că nu suntem, cât suntem noi de bogați, cea mai bogată țară din exact, Europa, suntem noi. Nu, și uite-te că suntem la milă cu mâna întinsă. Da. Deci problema este că noi am avut aur, dar nu am mâncat din aur. Noi am mâncat tot din blindele de lut. Și asta este da, mentalitatea poporului român. Da. Să mânce din blindele de lut. Cum schimbăm asta? Să vezi să mănânci din plin de aur. Da. E foarte simplu. Da. Atât timp cât tu crezi că e bine să mănânci din ulcior și mai știu eu ce, ăla e nivelul. Orice mi-a spune mie. A însemnat că poporul român trebuie să se onoreze pe el. Da, nu s-a iubit pe el. Poporul nu s-a iubit pe el. Da, este adevărat. Nu s-a onorat, nu s-a celebrat. Nu s-a celebrat. Dar mai este adevărat că el s-a considerat vinovat de propria cădere, pentru că da, român face și se parte, consideră și astăzi vinovat. E programul. Se consideră, da, face parte din fiii luminii, da? Da. Da, ce se, deci erau Dumnezei oameni. Da. E, problema este că
pentru că au căzut și au ajuns în stadiul de oameni de ăștia simpli, da, ei s-au considerat inferiori, s-au considerat vinovați. Și pe sentimentul ăsta de culpă, da, ei nu și-au oferit care lucruri care să fie buni. Care ancestral s-a transferat de la o generație la altă. E în adevărul nostru. Iată, adevărul nostru, adevărul atunci, care până nu, poate nu l-a spus nimeni filozofic și spiritual, așa cum îmi spune Dragoș. Nimeni nu l-a adresat așa. Problema este că noi avem programul ăsta de sărăcie și considerăm încă sărăcia o virtute. Aia e problema. Asta e mare problemă. Mare. Mare problemă. Și în momentul în care... Da, eu de unde spun? Eu am avut o perioadă a mea mesianică în care purtam barbă, păr lung și coadă. Nu poți să te imaginezi. Și eram îmbrăcat în negru și aveam o pereche de blugi și o pereche și o geacă dar negră. Dar ce de acum? Cum ai era perioada în care umblam eu în mănăstiri și vreau să devin pelerin. Și consideram că bogăția e tot așa, pe dracu și mai știu eu ce. Da. Și în perioada aia umblam chiar așa. Și, deci o chestie de aia foarte aspră. Și mi-a trebuit ceva timp să înțeleg că era o problemă apropo de sentimentul de culpă, de neiubirea de sine, de neiubirea față de propriul corp. Dar vreau să spun ceva interesant pentru cei care ne ascultă. Eu am lucrat cu cei mai bogați oameni din lume. Am stat la masă cu președinți de stați, cu oameni care... Adică nu știu de ce Dumnezeu cu spiritul a trebuit să mă pun acolo ca să învăț ceva. Cu celebrități de la Hollywood. Măi, am văzut cu niște programe negative... Da. Păi sunt tot deci, și asta am învățat. Că uite cât sunt ei de bogați, de suspuși, de cunoscuți. De fapt se confruntă problemele, problemele lor care de multe ori mi s-au părut mai dramatice decât problemele omului de rând. Și mentalitățile lor mai greșite decât a omului simplu. Au o altă vibrație, au altă gândire. E setată mai mult pe planul material. Da. Mult mai mult pe planul material, da. Noi putem să luăm ceea ce gândesc ei bine din perspectiva banilor. Da. Adică, e adevărat. Până la urmă, banii sunt o chestie de zerouri. Da. Nici mai mult, nici mai puțin. Da. Și deci să luăm partea bună a lor, în schimb să ne eliberăm de partea mai puțin bună. Da. Din punctul meu de vedere, cred că ai înțelege, inclusiv pe oamenii bogați, te duce la un alt nivel. Și să nu uităm, niciun act caritabil nu poate să fie făcut fără bani. Adevărat. Adică, adevărat. Orice, da, lucrurile sunt frumoase, dar și o icoană frumoasă costă bani și o biserică frumoasă costă bani. Și... Categoric. Deci până la urmă ne izbim de faptul că trăim în lumea asta materială. Da, care, să... are, care are, cum să spun, valoarea ei și trebuie să, să o implementăm în existența noastră, să o acceptăm în existența noastră. Până la urmă, haideți să vă spun ceva. Dacă am o lumânare, să zicem că e $10, da? Da. Și o aprind, o transform în aur spiritual, corect? Da. Deci aurul material se poate transforma în aur spiritual. Da, așa că faptul că de a fi bogat poate ca în perspectivă să producă aur spiritual. Cum le dăm oamenilor acum, la început de an, o idee cum să-și aducă această bogăție materială, să o integreze în existența lor de zi cu zi, în existența lor spirituală? Este ceva care s-ar putea face ca un ritual? În primul rând trebuie să înțelegem ce sunt bani. Da. Banii sunt o hârtie, nu înseamnă nimic. O energie, până la urmă. Nu, e o hârtie. O hârtie, da? Okay. Dar hârtia asta este dar dacă convertibilă mâine, în... Nu mai e hârtie și mâine doar există o... Există banii virtuali. Virtuali, ok. Bun, banii aia virtuali sunt un număr, o energie. Da. Aia pot fi convertiți în aurul material, da? Da. Iar aurul material este ceea ce se numește aur spiritual. Deci avem legătura bani, aur, aur spiritual. Asta este una. În al doilea rând. Ce înseamnă aur spiritual? Aur spiritual, de fapt, înseamnă lumină. Da? Ok. Și atunci, de asta ziceam, am o lumânare de $10 sau de 10 lei. O ard, o transform în aur spiritual. Evident că cu cât aprind mai multă lumină, cu atât produc mai mult aur spiritual. Ok? Și atunci, ca să am aur material, e clar că trebuie, pe de altă parte, să am aur spiritual. Cum am aur spiritual? Aici intervine Arhanghelul Gabriel. Arhanghelul Gabriel e îngerul darului.
Anghelul Gabriel e cel prin care vin darurile, indiferent că sunt materiale, indiferent că Gata, sunt Anghelul spirituale. Gabriel, iubiții mei. De exemplu, pentru proiectul nostru, cel mai bun e Arhanghelul Gabriel. Da. Da? După care e Arhanghelul Rafael, pentru că e vorba de vindecarea oamenilor și da. Umanității. Da. Și de de Uriel, pentru că el este cel care vine cu lumina și curăță și da, lumina da. Lui Dumnezeu. Dar în principal e da. Gabriel. Mm-hmm. Și atunci, pentru bunăstarea mea materială și spirituală, învăț să aprind lumânări la icoana Arhanghelului Gabriel. În momentul în care fac treaba asta și aprind lumânări la icoana Arhanghelului Gabriel, mă ajută el să obțin banii de care am nevoie în proiectele mele. El este cel prin care vin darurile de la Dumnezeu. Da. Deci orice dar de la Dumnezeu, că e vorba de un dar spiritual, clar audiție, clar da. Viziune, da. Vin prin Gabriel. Și atunci, dacă aprind lumânări către Gabriel, dacă citesc acatistul Arhanghelului Gabriel, rugăciun către Arhanghelul Gabriel, atunci mă ajută Gabriel. Da. Prin el vin și iubirea, și banii, și copiii, și familia, și da. Călătoriile, și mașina, și casa, și toate astea. Toate vin prin Gabriel, chelea da. Celul darului. Și atunci, eu trebuie să mă pun bine cu cine? Cu el. El este relația mea cu șeful. Iată ce simplu, apropo de divinitate, spiritualitate, Dumnezeu și emisarii lui pe pământ. Iată că fiecare rol lui și Gabriel este cel al banilor și dacă vă doriți o viață mai îmbelșugată la început de an, aici aprindeți lumânarea acum când stăm de vorbă. Dai să-ți povestesc o fază. Lucram la începuturile mele când făceam, când eram terapeut la un cabinet de medicină tradițională chineză. Mă, și nu aveam pacienți. Aveam pacienți, dar numai, deci vedeam numai degeaba, deci numai pro bono. Nu câștigam niciun bani. Bă, și cum stăteam așa la... Ziceam, bă, dar chiar așa, niciun bani să nu se lipească. Când mă uit, aveam icoană cu Sfântul Mina. Sfântul Mina a fost doctor fără de arginți. Da. Și zic, băi, cum? Deci în momentul în care ai o icoană cu un sfânt care a fost doctor fără de arginți, deci el a făcut terapia, a făcut vindecare, dar fără bani, n-ai fără cum bani. Să iei bani. Da. N-ai cum să iei bani. Exact. Ei. Și atunci ce am făcut? L-am cumpărat și pe Arhanghelul Gabriel, l-am luat și pe Sfântul Nicolae, pentru că Sfântul Nicolae este patronul bogaților, că el a fost cu punguța, cu banii, l-a răscumpărat fetele alea ca să... Da. Și atunci am luat icoana cu Sfântul Nicolae și cu... Da, mi l-ai dat tu pe Gabriel, Sfântul. Da, este patronul. Da. E patronul cel cu... Mi-a dus, dar el este și al... O icoană superbă, o am pe aici undeva, da. El este și, cum să spun eu, patronul celor deznădăjduiți, adică răscumpără da. Probleme mari. De asta e foarte important și cui te rogi, și când te rogi, și scopul în care te rogi, dacă e de vindecare, mă duc către Rafael. Da. Dacă e vorba de călătorie și de proiecte, uiel, dacă e nevoie de cum să spun eu, de protecție, Mihail, dacă e nevoie de darul și de a obține diverse, inclusiv în planul material sau spiritual, e Gabriel. Adică e foarte important să înțelegeți relația asta cu cerul, cu îngerii, cu Dumnezeu. Iată că vă dăm la început de an, datorită lui Dragoș, și cum se spun, cheia spre va accesa abundența pe parcursul acestui an. Și anul ăsta este sub cifra 8, ceea ce înseamnă anul banilor. Deci, cu atât mai ușor vă va fi să vă atrageți banii de care aveți nevoie dacă aprindeți aceste lumânări și cu cât mai multe, cu atât mai mult belșugul. Vă dau un sfat. Nu vă faceți din bani un scop. Nu. Fiți atente. Soluția... Eu când am vrut să am bani, n-am avut. Dom'le, dar dacă am avut, de exemplu, să ajung într-un loc, o excursie, să vizitez ceva, dacă am vrut să am o mașină optimă, să mă dau ca pilot pe circuit, în BTM, să mă știu ce, aia a venit. A făcut Doamne cumva și am avut-o. Da. Dar nu bani de dragul banilor. E vorba de proiecte. Da, exact, adică exact. Nu banii trebuie să vă fie, cum să zic eu, scopul, ci proiectul va aduce bani. Exact. Să știți că Dumnezeu nu...
vină cu o chestie. E ca la un Dumnezeu, imaginați-vă că Dumnezeu e un investitor foarte bogat și foarte deștept, da? Da. Și mă duc la un proiect, vreau 1.000.000. Vină cu un proiect în care Păi tu Dumnezeu ce? vrea să investească Exact. Și atunci pe îți găsește măsura modalitatea. proiectului, da. Exact. Și îți găsește Da. pentru că să știți că Dumnezeu acționează tot prin oameni. Și Absolut, mai e da. ceva. Ceea ce pentru mine e mult, pentru altul să știți că sunt fonduri de Da. investiții la care degeaba te duci cu un proiect de 1.000.000 de euro, că nu interesează. Zice, ce ne pare rău, noi numai peste 100 de milioane. Sunt unii care zic, bă, noi nu peste 100, numai de 1.000.000. Adică, știți, pentru oamenii de rând, asta înseamnă cea, Da, dacă dar să nu fie frică de zerouri și de nu. numere, să nu vă Proiectul e fie frică. important, nu Proiectul zero. este important și nu vă uitați la zerouri neapărat, ci la Alea, auziți, puterea zerourile energetică a sunt treaba lui proiectului. Dumnezeu, nu ale voastre. Da. Nu. Păi dacă era așa, rămâneam la Logan. Da. Cel mai important lucru este ca proiectul tău să fie util mai multor oameni. Eu, de exemplu, Exact. când am construit, eu prima mașină de curse, mă rog, am cumpărat-o, dar a doua am construit-o. Și am construit-o pentru că era o echipă de raliu care iarna nu prea avea ce să facă, că era iarnă. Și s-au rugat, hai, domnul doctor, nu vreți să facem mașina asta? Avem o caroserie aici. Păi, sunteți de bun, costă grămadă. Hai că vă ajută Dumnezeu și dumneavoastră pe noi. Și într-o iarnă, așa ne-am apucat să facem mașină de curse. Și am terminat-o în vreo 4 luni cu piesă, cu șurub, cu... de la Ana la Caia. Și am scos-o, am făcut o mașină de curse. Dacă era doar pentru mine, nu știu dacă o obțineam. Dar pentru că a fost și pentru alții. A făcut Dumnezeu în așa fel Din încât am nou ne construit-o într-o întoarcem iarnă. la ideea de a fi pentru alții și noi am încercat să fim azi pentru voi și suntem aici pentru voi, pentru totdeauna și vă mulțumim că ne-ați urmărit într-un număr extrem de mare, impresionant de mare, datorită lui Dragoș și îi mulțumesc lui Dragoș Cu drag. și iubitei lui care a asistat la tot acest live. Vă iubim, la mulți ani, Doamne ajută! Mulțumim pentru toate comentariile, pentru că ați share acest video, că ați venit, că ați participat, că ne-ați ascultat. Suntem foarte recunoscători și să vă dea Dumnezeu tot binele din lume în 2024 și la toți din familia voastră pentru eternitate să fiți binecuvântați. La mulți ani și vă dorim un an nou, luminos, în pace, plin de bucurii, spor, împliniri de toate tipurile și vă doresc să fie începutul, știți cum e, de azi începe restul vieții noastre. Eu vă doresc să aveți o viață minunată și plină de înțelepciune și înțelegere și realizări, să vedeți ce înseamnă cu adevărat să trăiești. Hai să trăim de azi înainte mult mai bine, mult mai împliniți, mult mai fericiți, mult mai împreună și mult mai conectați la Dumnezeu. Vă mulțumim pentru atenție, domnul Dragoș Argenteanu și eu, Carmen Hara. Vă mulțumim pentru că ați participat la acest live, că ați fost alături de noi și că ne-ați scris și că ne-ați urmărit. Sunteți minunați, vă iubim. Numai bine vă dorim la mulți ani! Nu, nu, Pe eu cum n-am văzut expira, câți ce? erau. A Eu nu fost bat foarte până acum. mult, foarte multă lume. Au fost 1.000 de comentarii și au fost câteva sute de share. A fost Da. foarte frumos, Dar felicitări. ai fost Da? senzaționat. Am fost pe Da. diferite canale, deci pe